Seara bună, n-ați greșit canalul, sunteți la Nașul TV, Radu Moraru e pe drum și așa că Nașa TV vă prezintă emisiunea în seara asta, ce Nicoleta Savin, eu eram invitat, iacătă-mă moderator. Avem o listă foarte frumoasă de evenimente, o parte din ele o să reacopăr eu cât sunt Radu Moraru în seara asta, n-am barbă, dar ochelare am, o parte o să le facă el când o să vină, așa că în așteptare de Radu Moraru, aveți Nicoleta Savin. Dar evenimentele sunt aceleași, oricine le-ar prezenta. Primul meu invitat în seara asta, alături de care aș fi fost și eu la rândul meu invitată, este Laurențiu Ciocăzean. Bună seara, bine ai venit, jurnalist reporter virtual.ro. Să rămână Nașa TV și așa. Stăm după Nașul TV. Ia să ne uităm o țară în sumar. A 10-a săptămână de proteste, bucureștenii cred că s-au familiarizat de acum cu demonstranții care pașnic merg prin București, spunându-și diverse doleanțe legate fie de Roșia Montana, ulterior și de gazele de șist. Astăzi delegația s-a dus la Cotroceni, mâine ziua președintelui Traian Băsescu, probabil să-i spună la mulți ani, o să vedem cum i-au spus la mulți ani și dacă i-au spus. Vom discuta și despre problemele lui Victor Ponta și ale guvernului său legate de mișcările sociale, de bombele sociale din această toamnă. Se adaugă protestele medicilor la lista de protestatari și se pare că vom avea și alte soiuri de proteste în această toamnă. Așa. Dacă au ieșit medicii în stradă, i-am văzut, o să iasă și profesorii și o să vedem că lucrurile se îngroașă, gluma nu e deloc glumă și nu știm în ce măsură Victor Ponta va putea rezolva doleanțele acestor oameni, altfel perfect îndreptățite. Săptămână, altfel spus, plină de tensiuni sociale și să vedem dacă explodează vreo bombă. O să discutăm și despre celebra gafă de acum legată de Brâncoveanu. Domnul Ponta se pare că pe la orele de istorie a lipsit și cu simbolurile naționale e puțin în urmă. La anul ăsta avem un an Brâncoveanu, cumva ca să cinstim jertfa atât a lui Brâncoveanu cât și a fiilor săi. Pentru domnul Ponta lucrurile stau altfel. Brâncoveanu ar fi fost închis la Istanbul, gafă de nota 2, pe asta se rămâne repetent sau corigent, cum e, Laurențiu? Ce-i face în locul unui profesor de istorie? Pe astfel de gafă. Bună întrebare, că mă gândesc la ce perioadă te referi, pentru că dacă era înainte de Revoluție, cred că exigența era alta, acum vorbim de cu totul alte standarde. Deci, ca atare, o astfel de gafă, cred că ar fi trecută cu vederea, mai ales într-un învățământ care scoate pe bandă rulantă diplome, doctorii, plagiatorii și așa mai departe. Deci, nu cred că s-ar întâmpla nimic cu absolventul Victor Ponta dacă ar da un răspuns prost la întrebarea unde a murit Constantin Brâncoveanu. Trist, dacă nu s-a întâmplat nimic. E un subiect care ne reconfortează pe toți la Chișinău. Astăzi 100.000 de moldoveni au ieșit în stradă, sunt de admirat. La noi e foarte greu să adune atâția oameni. Iacătă că ei au făcut-o, militează pentru a scăpa de comunism și a intra în UE. Nu mai vor să se apropie de CSI, sunt ceea ce autoritățile de la Moscova ar numi unioniști. Îi înțeleg, vine la sfârșitul lunii un summit foarte important la Vilnius, de care depinde soarta Republicii Moldova, dacă ea se îndreaptă cu pași cerți și irreversibili spre spațiul european sau rămâne în zona CSI și în spațiul sovietic. Rușii nu stau degeaba, n-au stat niciodată, asta e. Da, dar meetingul de astăzi de la Chișinău e o lecție și pentru ruși și pentru noi. Mai ales pentru noi, nu știu. Poate rușii și pentru... nu cred că se sperie de meetingul de astăzi de la Chișinău. Foarte tare. Nu e vorba de speriat. Nu, ei sunt obișnuiți. Erau ce-mi aminte după ce a fost reales Vladimir Putin președinte, au fost mult mai mulți manifestanți în toată țara și totuși a trecut cu bine peste asta. Probabil că de acolo se inspiră și Victor Ponta atunci când stă liniștit în legătură și cu protestele de astăzi. Și lasă să fiarbă în suc propriu. Vorba lui Ion Iliescu. Exact.
Un părinte, un profesor bun, apropo de școală, pentru Victor Ponta, apropo de cum recomanda Ion Iliescu în anii 90 ca oamenii din piața universității să rămână în suc propriu până când ori vrea ei, pentru că oricum nu contează ce zic ei acolo și ce cer ei, dar revenind la Chișinău, e o lecție bună și pentru ruși, dar și pentru noi, pentru că, uite, totuși, nu, eu personal nu m-aș fi așteptat la o astfel de mobilizare în Republica Moldova după toate loviturile pe care le-au primit din partea Moscovei, după toate certurile de acolo din rândul coaliției de la putere, după toate necazurile pe care le-au cetățenii Republicii Moldova cu viața de zi cu zi. Îmi spune regia de emisie că îl avem în direct pe Andy Laslău, după asta o să revenim la Chișinău. Da, e la Andy Laslău, e la aparatul Cotroceni. Noi nu uităm că Nașul TV e singura televiziune care de 10 săptămâni a prezentat mitingurile așa cum sunt ele, deși autoritățile au făcut totul ca noi să nu le prezentăm așa, deși toate televiziunile tac și de ce tac nu știu dacă ne-ar spune vreodată, e rușinos că fac asta, așa că îi dăm cuvântul lui Andy Laslău, a 10-a săptămână de proteste, Andy e de 10 săptămâni în stradă. Bună seara, Andy! Trebuie să-ți dăm o decorație pentru perseverența cu care ne transmiți ce se întâmplă acolo. Ne auzi? Andy Laslău, ne auzi? Acum da. Ești în direct, spune-ne ce se întâmplă acolo la aparatul Cotroceni. După cum puteți vedea, suntem chiar aici în fața aparatului Cotroceni, la fel pe bulevardul Râilor. Sunt multe de oameni, zic în aceste momente, emisia, cred că auziți dumneavoastră. Cu greu mă aud pe voi, pentru că este o mare de oameni aici în față. Cer demisia atâta președintele Ștefan Băsescu, cu cea premier lui Victor Ponta, dar și a președintelui Senatului, Crin Antonescu. După cum am putut să și auziți pe sonorul care acompaniază aceste imagini, lumea este pașnică, s-a deplasat din această zonă în condiții cât se poate de liniștită, nu a stat incidente. Poate la un moment dat au fost mai interesantă, pentru că echipajele Poliției Rutiere au încercat să împiedice să se sunt imaginea pe noi, echipa Nașul TV. Așadar, nu e blocată circulația. Circulația a fost blocată doar pe perioada în care au trecut manifestanții, însă șoferii nu au dat semne că nu au înțeles, ci din contră, mulți au salutat și chiar au plasonat în semn de solidaritate cu manifestanții, au făcut semne din farul, nici de acolo au fost deranjați de acest. Andy, ești la începutul serii cu demonstranții, câți au fost și cât sunt acum la Palatul Cotroceni? Am înțeles că au plecat de la piața universității, tradițional un loc de întâlnire. E ca vreau să estimați, tot ce pot să spun e că în oficia mea cred că sunt de câteva mii de oameni, având în vedere că sunteți o zonă destul de îngustă și că nu poate să centrul capitalei de la piața universității din fața statuilor. Numărul lor a crescut pe parcurs, mulți s-au solidarizat. Și de această dată au avut alte mergători vizitiți, care s-au făcut Andy. Andy, nu te auzim. Andy, te auzim foarte slab. Cred că o să revenim la tine mai încolo, când poate se face mai multă liniște. Ești acoperit complet de sunetele protestatarilor. Trebuie să înțelegeți că Andy e fac totul acolo și filmează și vorbește cu noi. Da, adică e indicat să venim mai încolo, pentru că trebuie să ne și înțelegem. Și probabil că atunci când spiritele se vor mai desfi... Asta e condiția jurnalistului modern. Mai lipsa să fie și șofer. Nu, și mai trebuia să-i atașem un laptop ca să scrie și pe site. Condiția jurnalismului modern e să fie complet, da, și să facă de toate. Să știe să facă de toate. Și trebuie să recunoaștem că e mult mai dificil astăzi. Noi am prins și vremurile după Revoluție, când scriai un articol, poate la câteva zile, sigur, un ceai pentru el, investigai. Astfel de lucruri sunt tot mai puțin căutate astăzi. Jurnalistul este omul orchestră, așa cum este și Andy Laslău, acolo la Palatul Cotroceni. Este producător, e operator, dacă e cazul, da, e reporter, și foarte dacă bine e și cazul. Cinste lui și cinste celor ca el, că încearcă să țină vie meseria asta.
în condiții, mai ales într-o țară ca România, care puterea e absolută. Colegii... și încearcă să închidă gura oricărui jurnalist independent și să-i țină treji și plin de bani pe cei care cântă în strună puterii. Unu, colegii îmi spun că îmi certifică ceea ce bănuiam la acest moment, suntem singurii care avem imagini în direct de la demonstrație, iată că iarăși îi interesează cu totul altceva, probabil că e mai important să mai afle ce a mai făcut Cioacă, trebuie să știe telespectatorul, nu? Ce s-a întâmplat la nunta lui Tăricianu sau mai știu ce eveniment modern. Noi rămânem consecvenți și rămânem credincioși principiului că un asemenea eveniment nu se poate rata și nu se poate acoperi cu niciun eveniment modern. Sunt niște mii de oameni în stradă, ignorați de autorități, în repetate rânduri, intimidați, cum să spun, jigniți, dacă e cazul, pentru că am auzit foarte multe lucruri urâte la adresa protestatarilor, ori ei acolo se exprimă conform dreptului la liberă exprimare consfințit de Constituție și asta știm cu toți. Se întâmplă la fotografie cu ce se întâmpla în 1990. Și atunci, cei care eram în piața universității și am făcut parte luni în șir din cei care stăteau în piața, dintre cei care stăteau în piața universității, erau ignorați totalmente de către era televiziunea ceață. Publică, era ceață, erau batjocoriți, erau înjurați, ba chiar bătuți când au venit minerii. Ca atare, nu e nicio diferență. Erau golanii chiar... din piață. Mai avem puțin și ne punem din nou insigna cu golan. Eram tare mândru că făceam parte dintre oamenii care spelau la o altă Românie. Și, din păcate, foarte mulți dintre ei au părăsit după mineria de țara. Am colegi care au plecat din țară cerând azil politic, pentru că nu se putea circula ca astăzi, fără viză. Dar sper că acești tineri care, iată, din păcate, sunt din ce în ce mai puțini, trebuie să o recunoaștem. Sigur că Nașul TV face o treabă extraordinară, că relatează, este singura televiziune, într-adevăr, care relatează in extenso despre ce se întâmplă în stradă. Cu toate astea, efectul de cum să spun, de capac pe care îl pun autoritățile protestelor prin slaba mediatizare de către televiziunea publică și de televiziune de știri private, care lasă impresia prin faptul că omit să transmită detalii de la aceste proteste, lasă impresia că fac sau sunt plătite să fac jocul puterii, ceea ce este foarte, da, este inadmisibil la 23 de ani de la Revoluție să manipulăm în halul acesta televiziuni care în 2012 făceau curândul și transmiteau un flux continuu, 50 de oameni care erau la piața universității, aceleași televiziuni astăzi să se facă cum că nu văd ce de oameni sunt în stradă, nu doar în București, să ne reamintim că oamenii sunt în stradă și la Cluj, și la Iași, și la Timișoara, că această mișcare e consistentă, nu mai vorbim de ce se întâmplă și în afara granițelor, că există un punct de vedere al unor oameni care este ignorat în continuare și este pus în derizoriu, pus între paranteze. Mai mult, jurnaliștii care prezintă evenimentele sunt la rândul ridiculizați. Da? Nașul TV a avut parte de tot soiul de etichete, inclusiv de la Victor Ponta, la adunarea de la Câmpeni, spunea că suntem extremiști. La cine Dumnezeu se putea referi decât la noi? Voi ați scris atunci reporter virtual, ați semnalat asta. Este același discurs pe care l-a practicat Ion Iliescu în piața universității în 1990, când îi făcea golani pe protestatarii, oameni în toată firea, oameni serioși, intelectuali în general, oameni de factură bună. De ce ar face Victor Ponta altceva? Culmea, el care se lăuda că a fost atunci în piața universității strigând împotriva lui Ion Iliescu. Da, dar și eu pot să spun după aceea s-a dus în curtea lui Ion Iliescu și a cerut să fie primit în PSD, de unde e dovadă că a preluat și s-a înveninat cu tot microbul PSD-ului și cu tot ce... Poate proba Victor Ponta că a fost în piață, spun și eu că am fost la... Eu nu am văzut, am fost acolo multe luni. Medicine Square Garden și nu știu ce demonstrație am făcut, pentru că a fost acolo demonstrație românească. Cine mă împiedică să spun că am fost? Da? Deci nu trebuie să ne mire deloc că Victor Ponta vă face extremiști pe cei la Nașul. Pe mine mă miră că minte așa cum respiră. Minte. Bun, dacă lumea înghite, de ce să nu minte? Pe bandă rulantă, înțelegi? Da. Noi trebuie să semnalăm faptul că minte. De la fleacuri până la lucrurile importante, da. Minte ca un copil teribil și acest om conduce România. Trist e că deși presa s-a dezvoltat în ultimii 24 de ani, nu conduce. De când Ion Iliescu făcea nălocirile astea în piața universității, totuși, nu s-a schimbat mare lucru
în raport cu comunicarea către public. Oamenii acum, mă refer în cei în general la oamenii în vârstă care stau în fața televizorului și care nu sunt obișnuiți să intre pe internet, pe Facebook, așa mai departe. Ei acum, dacă dau și schimbă canalele, mai ales că Nașul TV este și un tag mai nou pe toate rețelele de cablu, ultima oră de UPC, săracii da, deci ne-au scos din pachetul de bază. Oameni buni, ca să ne înțelegeți, spun unii, vai, dar vă vedeți de ce protestați. Da, ne vedem la cine nu are pachetul de bază, la cine are pachetul maxim. Da? Cine are doar pachetul de bază, fie și pe digital, nu vorbim aici de analogic, nu mai are Nașul TV. Dacă vrea să-l vadă, trebuie să plătească, ceea ce nu e corect pentru că nu e legal. Probabil că de cojocul UPC în orice țară civilizată s-ar găsi un ac. În CNA ai văzut votul de săptămâna trecută, a fost 4-4, practic există oameni care consfințesc încălcarea de legea OPC, ceea ce este foarte grav. Să fie foarte clar, CNA este o instituție la cheremul lui Victor Ponta și Costa Basna. A vrut să-l îngroape pe Dan Diaconescu? Da, a vrut să-l îngroape pe Dan Diaconescu și OTV-ul. Sigur, putem să-l înjurăm pe Dan Diaconescu, avem o mulțime de motive. A făcut numai nenorociri când a fost live. Editorial vorbind. Cu OTN-ul, OTV-ul editorial vorbind, jurnaliștii vorbind. Eu nici nu-l consider jurnalist pe Dan Diaconescu. E treaba lui, el se consideră, am văzut și face caz de asta pentru că îi folosește în politică. Dar nu, asta e discuția. Cât de corect sau cât de mizerabil a fost Dan Diaconescu cu telespectatorii și cu televiziunea. Discuția este dacă e legal sau nu să închizi o televiziune și vedem că nu e o întâmplare, Realitatea TV. O altă televiziune care e alături de Nașul TV a relatat. A avut un discurs critic. A fost singura care a mai transmis. Da, sigur. Iarăși a fost lovită de codul insolvenței, iarăși servit de către Victor Ponta. Deci nu putem, cum să spun, e o prostie să te faci că nu vezi lucrurile astea și să nu le pui în legătură cu o politică de stat și de partid condusă de către Victor Ponta, după modelul Ion Iliescu și Adrian Năstase. Nu te supăra, am apucat amândoi politica lui Năstase în materie de presă. Era mai cu mănuș? Adică mie mi s-a părut că Năstase mai avea o umbră de jenă, ca să mi-i spun frică. Pe când acest domn Ponta pare avea nu avea nimic, adică n-are frică, n-are jenă, încalcă legea cu dezinvoltură și știi ce mă miră? Dacă ar fi economist, medic sau inginer din ăsta zootehnist, aș crede, aș înțelege. Dar este jurist, Nicoleta, știe foarte bine ce articole de lege încalcă. Are două motive foarte serioase pentru care să se comporte așa. Unu, are un popor care înghite lucrurile astea. Înghite minciunii pe nemestecate, dovadă alegerile trecute, normal, dacă erai cetățean care nu ești nici cu Băsescu... Cum, adică dacă eu am un popor care e în stare să înghită minciunii, obligatoriu să-i spun minciuni? Nu mă pot comporta normal? Nu e obligatoriu, dar nici nu există pe lumea asta exemple de politicieni care ar face altfel dacă poporul le-ar permite să facă ce vrea. Dau niște exemple. Nimeni n-a mințit din câți premieri am avut. N-au fost rupți din soare. Nu, dar niciunul n-a mințit în halul ăsta. Au mințit toți. Așa de mult? Nu mai țin minte. În mod sigur au mințit toți. Sigur că acum se poate mult mai atenți noi cu Victor Ponta decât eram înainte cu Ion Iliescu sau cu Adrian Năstase. Dar, revenind, unul la mână. Deci are motive să facă asta, pentru că are un popor dispus să înghită minciunii pe nemestecate și slab. Un popor care nu luptă în stradă, care nu pune presiune pe aleși. Nu vorbesc de Victor Ponta. Mergem în orice comună, în orice localitate, în orice oraș, unde primarii fac afaceri pe spinarea oamenilor care plătesc impozite, contracte de iluminat, de asfaltat, de fântâne arteziene, de panseluțe, de ce vrem noi. Și oamenii stau în casă și își trag sărăcia în continuare, deci nu vor să lupte. Eventual merg la moaște să se roage să vină un salvator să le schimbe viața. Doi la mână, are o poziție foarte slabă. Uite la ce se întâmplă cu PDL-ul Victor Blaga, Vasile Blaga. Da. Da, cred că... Ce combinație, interesant. E foarte bună combinație, pentru că, de fapt, e vorba de Victor Blaga, da. Ei, Victor Blaga, de la PDL, joacă pentru USL. Pentru că el nu dă semne, cât uși de puțin, că vrea să renunțe la unificarea dreptei altfel decât sub standardul PDL. A spus, da, ne unificăm, dar noi suntem șefii. Păi nu merge dacă te unifici, renunți la niște atribute, renunți la niște avantaje pe care tu le ai, de forță, de putere, de sondaje, de tot ce vrei tu, în interesul comun. Interesul comun este ca pe total voi, tu mai mult, mișcarea populară mai puțin,
Forța Civică, PNCC de așa mai departe, să aduceți la vot mai mulți oameni decât USL-ul. E ăsta un scop dezirabil și sănătos pentru țară? Este. Dacă este, atunci Victor Blaga renunță la condițiile astea de prost gust, de, pentru că dacă Vasile, nu renunți la ele, Vasile. Vasile Victor Blaga. Vasile, că trebuie să-i dai un el. Dacă nu renunți tu, Victor Blaga, la astfel de condiții, da, îi zic Victor pentru că e de la Victor Ponta și Vasile Blaga, e o combinație foarte bună. Da, dacă nu renunți la astfel de condiții... Aceeași mizerie, cum ar spune. Da, dacă nu, exact cum strig oamenii în stradă. PDL, USL, aceeași mizerie. Pentru că tu, de fapt, nu faci altceva decât să asiguri succesul USL-ului la următoarele alegeri prezidențiale. Asta e. Pot să fac o paranteză? Da, tocmai în weekend ai văzut că s-a mai întărit PNCCD, au venit și oameni acolo de la liberali, dar problema e mai următoarea. Eu cred că, și o scriu destui, nu e idee proprie, eu cred că dreapta niciodată nu va reuși să facă ceva în România dacă acești oameni nu coboară din turnul lor de fildeș între oamenii de la țară pentru a vorbi cu fiecare în parte pre limba lor. Deci simplu fapt că încă nu sunt conștienți că mai au un an de zile până în alegeri. Și ar trebui bătut sătuc de sătuc, da? Ar trebui bătută comună de comună, să se meargă, să se vorbească cu oamenii, să li se spună, pentru că televiziunile vezi ce fac, manipulează. Orice poți să faci în momentul în care canalul oficial este obturat, singura șansă este să ai contact face-to-face, să mergi door-to-door, din ușă în ușă. Da, oamenii ăștia se comportă ca și când n-ar avea alegeri în mai puțin de un an. Anul trecut, și... anul viitor, în octombrie, deja suntem în campanie prezidențială. Și mergi din ușă în ușă. Te duci la Neica Ion la țară și spui, domne, uite ce face Victor Ponta, te minte, te manipulează, te fură. Și pleci și a doua zi vine primarul și spune, bă, dacă nu faci cum zic eu, o să vezi ce pățești cu mine. Îți măresc impozitele, stai așa, îți dau amenzi dacă ești cu capra pe trotuar și așa mai departe. Uite, cei mai buni agenți electorali, spunea Cătălin din, de la noi, de la, din regie de emisie, așa, are dreptate. Cei mai buni agenți electorali sunt cei care sunt acum în stradă. Ia 10-a săptămână în care ies și spun niște lucruri. Întrebarea este că în contul cui se contabilizează această mișcare, că ei nu reprezintă pe nimeni. Decât conștientizează o parte a populației de răul guvernării, lucru pe care ar trebui să-l facă actuala opoziție. Actuala opoziție ar trebui să fie ea în stradă. Da, da? Cred că e o mișcare care folosește... Săptămână de săptămână. Folosește USL-ului până la urmă. Stau și mă gândesc. Vezi? Bine. Stau și mă gândesc bine, până la urmă, cei afectați de aceste proteste nu sunt votanții lui Victor Ponta. Cred că sunt votanții dreptei, mai ales după ce spuneam de Victor Blaga, că face ce face și blochează unificarea dreptei ca să fie el cocoș. Deci, probabil că decepționați vor fi cei care... Păi să spun de ce o face. Dacă vorbești cu Vasile Blaga, o să spun următorul lucru. PDL-ul are cea mai mare pondere la... De ce să nu fim sinceri? E vorba de mașina de vot a fiecărui partid. Și ce le aduce? Capacitatea organizatorică... Ce le aduce mașina asta de vot? Păi, el presupune că nu vrea să împartă cu alții faptul că după PSD sunt al doilea partid ca filiale și organizații cam al treilea, și număr de oameni. PSD și PNL. Nu, nu, nu sunt depășiți de liberali. Au pierdut foarte mulți. Liberalii în, hai să zic, atașul PSD au reușit această performanță. Și pe ce a făcut Tăriceanu în ultima parte a mandatului, a făcut atâta pomeni, că a urcat de la 13% la 20%. Că a mărit pensiile din banii pe da, care nu aveam. Din banii obținuți din privatizarea BCR. Ceea ce Bocna a spus, nu a tăcut. Nu știu dacă din banii ăia neapărat. Ba, din aceea. Nici astăzi nu s-a clarificat atunci? Unde sunt cele 3 miliarde de euro încasate pe BCR. Nici bun, astăzi. Deci a mărit banii, de fapt, a mărit pensiile din tăierile pe care le-a făcut Boc după aia. Exact. Și cu asta a urcat 7% de la 13 la 20. Bun, mașina de vot a PDL nu poate depășește pe cea liberală. Care e rezultatul acestui orgoliu al lui Vasile Blaga? E pulverizarea dreptei, să ne fie clar. Deci el va lua, să spunem, hai să spunem, deci acum ia 15%, să spunem că va lua 20% dacă umflă mușchii și pune în funcțiune mașinăria asta, da? Și ce înseamnă acest 20%? În condiții în care USL-ul sau PSD și PNL separat vor lua 50%? Nu înseamnă nimic. Bun, atunci avem... Adică e vot pierdut cu PDL-ul? Exact, asta vreau să te întreb pe tine, că de-aia ești invitat. Avem pe de-o parte un PDL încăpățânat cu un om care spune nu cedeți nimic și avem pe de-altă parte o serie de partide mici. Forța Civică, Mișcarea Populară, PNCCD, care-i câștigul în zona asta?
al acestor încercări de coagulare? Unde vezi că există cumva o rezolvare? Că ele totuși se mișcă într-un anume fel și mișcarea asta nu e doar browniană. Încercări din partea celorlalți, mai puțin PDL-ul, nu? Mai puțin PDL-ul. PNCC, de adevăr, a preluat acum pe Vlad Moisescu, Alternativa Liberală. Și a ieșit Chiriman acolo cu o figură destul de bună și care face cumva juncțiunea, fără să forțăm nota, cu Corneliu Coposu, pentru că e un tip senorial în felul său. Crezi că ei pe zona asta se vor acționa sub bagheta lui Mihai Răzvan Ungureanu, vor accepta, ca să spun așa, un lider în persoana lui Mihai Răzvan Ungureanu? Deci de moment, din ce vedem până acum, tabăra pro-Ungureanu din dreapta scenei politice, mai puțin PDL-ul, este cea care răspunde la întrebarea ta, care e câștigul. Câștigul este că e mai coagulată și pare posibil în momentul de față o alianță PNCCD, Mișcarea Populară, Partidul Mișcarea Populară și Forța Civică. Dar putem avea o surpriză, că la Mișcarea Populară avem un președinte interimar în persoana lui Tomac. Putem avea surpriză, Doamne ajută să aibă... Să avem un lider până la urmă, care să aibă pretenții. Da, Doamne ajută pentru ei să aibă o surpriză care să îi relanseze, dar cu sau fără surpriza asta, ei oricum au ofertă în momentul de față prin persoana lui Mihai Răzvan Ungureanu, cel mai bine plasat în sondaje de opinie, chiar și înainte de aceste mișcări de unificare. Adică Răzvan Ungureanu, ne-am uitat pe ultimele sondaje, ne place, nu ne place, stilul său așa mai comod și mai intelectual, este acolo sus în sondaje, sigur, după Ponta, Antonescu, Băsescu, Isărescu și cine mai fi. Dar altul nu mai e. Dar ești cu sigur, Laurențiu Ciocăzean, că dacă eu mă duc la Pitirita din Deal sau mai știu la Cuca Măcăi și fac un sondaj de opinie, știi lumea cine e Mihai Răzvan Ungureanu? Nu sunt sigur. Probabil că acolo unde spui tu, sigur, nu știe nimeni. Vorbim de la țară, de unde vine votul. 54% din populația României trăiește la țară. Asta uităm în permanență. Iar aceia sunt votanți constanți. Câștigul lor nu este, sar de vot. Câștigul lor nu sunt alegerile prezidențiale care urmează, pentru că e clar că, așa cum lasă de înțeles Vasile Blaga, Victor Blaga, sau cum vrem să-i spunem, nu vor avea nicio șansă în fața lui Victor Ponta. Ca atare, câștigul ar trebui să fie pentru alegerile parlamentare următoare. Dacă aceste formațiuni de dreapta se coagulează și lasă deoparte PDL-ul, care, atenție, dacă nu este băgat în seamă cu toată mașinăria lui de partid, să va topi fie în brațele PNL-ului, fie în brațele PSD-ului. Ce bine că m-ai adus unde vreau. Am analizat dreapta. Hai să vedem ce e pe stânga. Păi ce prezidențiabile avem pe stânga? Pe stânga și e Victor Ponta. Care sunt șansele? E Victor Ponta, pentru că e Antonescu. Adică tu nu mai dai nicio șansă lui Crin Antonescu, nu-i mai dai. Nu, evident, dar ce numai eu, cred că toată lumea. Întreb. Însă el trebuie să-și ducă crucea sau să-și facă joc, mai bine zis, până la capăt, pentru că a făcut mare tamtam pe faptul că este candidatul USL, nu poate să iasă așa brusc din joc. Deja, dacă ai urmărit ultimele declarații, a lăsat de înțeles că dacă e Victor Ponta mai bine plasat, îl lăsăm pe el și nu știu ce. Eu cred că cearta asta dintre Victor Ponta și Crin, sau invers, dintre Crin Antonescu și Victor Ponta, e una de ochii lumii, de fațadă, pentru că ei încearcă prin astfel de contre, de mici conflicte, să lase impresia că nu prea se înțeleg, astfel încât, mergând separat la alegerile europarlamentare sau prezidențiale, să iau un număr suficient de voturi, astfel încât după aia, după ce se împacă, să aibă suficient ca să dea președintele sau să corect, facă guvernul. Pentru că dacă domnul Crin Antonescu ar accepta o mișcare de genul acesta, ar accepta moartea sa în politică. Dacă ar schimba ștafeta, adică treci tu PSD, respectiv Victor Ponta, la președinție și preia PNL-ul scaunul de premier. Ori el nu o să fie în veacul vecilor, amin, în stare să fie premier. Deci, nu poate, visceral, nu știe. Nu, ce să asta nici... este, momentul a murit. Nu trebuie să accepte nicio moarte, Crin Antonescu, că el deja a murit. Un politic, mă refer. Da. Așa, pentru că el oricum e mort. Și să nu ne interpreteze cineva, că CNA-ul e în stare. Deci vorbim de faptul de un deces politic, de un om care s-a sinucis politic, dacă acceptă Dumnezeu condiția de... virgulă, ca om politic, exact. Evident, nu, e o metaforă. Eu prim-ministru, că nu va fi în stare niciodată să conducă un guvern. Nu, el e mort politic. El acum, sigur că
apare la televizor, că trebuie să apară cineva și pentru că tot a apărut el în ultima vreme, normal că lasă pe el. Bun, dar atunci tu crezi că lupii tineri, sigur că îl doresc pe Ponta cei din PSD, dar sunt o mulțime de oameni acolo care nu știu dacă și l-ar dori pe Victor Ponta, dacă stau să mă gândesc bine. Avem totuși un nucleu dur din PSD, care nu s-a împăcat niciodată cu Victor Ponta. Au crezut că e o soluție de conjunctură. Ori, nu știu dacă sunt de acord ca Victor Ponta să devină un tip atât de puternic. Totuși, de pixul președintelui, dacă Constituția nouă nu trece, noului președinte, atârnă premierul atât în 2016, da, nu va trece nicio Constituție. Cât și cel din 2000. Deci, tamtamul ăsta a pierdut un an jumate pe banii noștri în Parlament. 21. Cei 588. Cu discuții despre noua Constituție, despre regionalizare și așa mai departe, bani pierduți, stocați în mână degeaba. Nu avem comisii care stau degeaba? Da, Comisia Roșia Montana ce a făcut, mă rog, deci frumos, consistent. De pixul lui Ponta, într-adevăr, depinde viitorul premier, dar nu cred eu că Victor Ponta este într-un conflict atât de mare cu baronii sau cu nucleul dur, cum spuneai, din PSD. Nu cred. El lasă impresia și, într-adevăr, sunt unii speriați de Victor Ponta în PSD, chiar și unii baroni, temându-se că, vezi, Doamne, folosește procurorii împotriva lor și ține la respectul procurorii. Ce te face să crezi procurorii? Că, de pildă, Dragnea sau Mazăre sau Oprișan nu pot avea visuri de mărire? Da? În ideea că susțin alte persoane decât Victor Ponta sau chiar ei s-ar dori cumva în fruntea partidului? Ce e te face să crezi? E greu să mai scoată la înaintare, nici măcar cu Joana nu cred că e o soluție fezabilă. Nu, eu cred că baronii au gânduri mai mari decât cele actuale. Cine, Sorin Oprescu? Da, căruia îi lipești în campanie cu poza lui Ionuț, săracul copil, mâncat de câini în București și ai terminat cu el. Ce să mai discutăm? N-au candidat în afară de Victor Ponta. Nu au. Zici tu. Nu au. Trăim nu și au. Vedem. Mircea Joană, cine, care o să aibă mereu nevoie de soție care să-i mulțumească pentru a pierde alegerile sau pentru ce? Atunci rămâne un desen așa, dacă ne uităm pe stânga și rămâne USD-ul, da. USD-ul e bine zis. Câștigător USD. Am spus-o și eu. De fapt, nu este USD. Știi cum am făcut eu acum? Da, exact cum ai zis tu cu Victor Blaga, așa și eu cu USD-ul. Da, e Uniunea Social Democrată pentru că PNL-ul nu mai există, Crin Antonescu și-a distrus partidul. Ăsta e adevărul, băgând într-o combinație. Da, liberalii pot să facă altă poveste. Da, ne dați postul de premier, noi avem pe Iohannis. Da? Care Iohannis se pricepe la economie, ar spune ei. Nu se pricepe la economie. Este prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal până una alta. Nu că se pricepe la economie. Iohannis e un tip, o figură de neamț, pe care îl folosesc ei așa ca pe o păpușă și îl scot la televizor, altfel el n-are niciun în fel de putere. În metalul colectiv se pricepe la economie. Laurențiu n-am spus că chiar se pricepe. Au avut grijă să inoculeze alegătorului și privitorului la televizor ideea că domnul Iohannis este un tip care știe. Deci Iohannis nu contează câștigă. Ce știe, Iohannis, dar știe. Iohannis câștigă alegeri prezidențiale eventual dacă susține PSD-ul. Da. Dar așadar, fără PSD nu se poate. Nu se poate, PNL-ul e mâncat. De asta Crin Antonescu știe foarte bine și nu mișcă în front. Face declarații împotriva lui Victor Ponta că sunt dezamăgit, că mă despart definitiv. Ți-aduce aminte când a spus că mă despart definitiv când a numit-o pe Codruța Căveși la șefia DNA? Dar s-a despărțit până a doua zi când s-a împărțit. Păi deci ar putea să se despartă imediat. Dacă nu se găsesc modalități, apropo de celălalt subiect cu bombele sociale care vin peste Victor Ponta, dacă nu vin, să zicem, rezolvări în probleme sociale și va trebui să renunțe la cota unică, domnul Antonescu a promis în mod solemn că PNL va ieși de la guvernare. Iar din regia de emisie mi se spune că trebuie să luăm și o pauză de publicitate. Întreb eu, cine-i prostul ăla care votează cu PNL-ul după ce iese la guvernare, că vezi, Doamne, apără ei cota unică? Nu, ei trebuiau să o apere neintrând la guvernare. Corect. Și neavând ce să caute în USL. Tu nu ești partid liberal de istorie. Corect. Care să te bași cu PSD-ul în combinație. Corect, scurt. Dar regia noastră spune publicitate, Doamne, că altfel ne taie firul și microfonul. Nu? Așa e. Am revenit în direct, gata pauza, vorbeam înainte de șansele stângii, de șansele dreptei la viitoarele alegeri. O să trăim și o să vedem care cu cine se bate de fapt și de drept sau numai de fațadă, cine cum și coagulează pe dreapta, cât e de supărat Antonescu pe stânga și cum va câștiga
Ponta, competiția cu Antonescu, că cu strada nu o câștigă. Pe stradă n-are cum să o înșele, să o mai înșele Victor Ponta, dar întrebarea este dacă e suficient oameni în stradă, pentru că cei care sunt acum sunt ignorați cu bună știință în continuare. Revenim la ce ne doare. Da. De ce nu-i pasă lui Victor Ponta că niște mii de oameni au un mesaj pe care și-l strigă săptămânal? Și ori de câte ori au prilej. Pentru că strigă în pustiu. Strigă în pustiu. Televiziune, așa cum spuneai... Pune-te în pielea celui din stradă. Și 21 decembrie... Cel din stradă niște este... oameni au ieșit în stradă, cu cuțitul la os, să zicem. Așa se întâmplă întotdeauna. Când oamenii din stradă nu sunt băgați în seamă, ajung să fie radicali și chiar să devină violenți. Nu, da, probabil că puterea că așteaptă fie să moară de la sine acțiunea că oamenii se plictisesc să iasă fără niciun rezultat, fie să se radicalizeze și atunci au motive să schimbe pagina, să... Deci un fapt e clar că sunt... Pune jandarmeria la treabă. Din ce spunea Andy la Slău, sunt 3.000 astăzi, în jur de 3.000 stradă față de 5.000 cât a fost duminica trecută, nu? Da. Înainte a fost 7.000 și mai departe. E clar și că... afară e cald, adică ar fi putut ieși câți doreau. E clar că Victor Ponta e pe cai mari. Și strada dă impresia că a obosit și a cam pierdut bătălia cu guvernul. Problema mea este că strada, la vremea cât era extrem de consistentă, n-avea mesaje anti-Ponta. Nu s-a prea îndreptat cu mesaje împotriva, și aveau explicații pentru asta, împotriva guvernului Ponta. Acum, când sunt mult mai puțin, mesajele se ridică și împotriva politicienilor, dar nu le mai ascultă nimeni. Da, asta e chestiune de strategie, de planificare a pieței și nu sunt eu în locul lor. Eu văd că au răbdare, că nu renunță, că ies în stradă și că sunt consecvenți. Mesajul nu s-a schimbat, s-au adăugat cererile de demisie pentru liderii politici, respectiv șefii actuale ai PSD, ai PNL, președintele Băsescu, a cărui zi este mâine. Vreau să te întreb asta cum calificezi gestul ăsta de a merge la Cotroceni, când mâine e o zi de sărbătoare pentru președinte. Nu, din punctul ăsta de vedere că e ziua președintelui. E o greșeală pentru că totuși nu e, Traian Băsescu, în ciuda faptului că a fost un susținător declarat al proiectului Roșia Montană, n-a făcut niciun gest administrativ să dea drumul acestui proiect care a dus pe oameni în stradă. Gest pe care l-a făcut premierul Victor Ponta, trimisând pe șest în Parlament proiectul de demarare a lucrărilor la Roșia Montană. Ca atare te poți supăra pe Traian Băsescu pentru faptul că la nivel declarativ a susținut proiectul, dar nu poți să-l bagi în aceeași oală cu Victor Ponta, pentru că pe vremea lui Traian Băsescu sau pe vremea lui Boc nu a făcut niciun gest administrativ care să schimbe cu ceva situația. Laurențiu, iar te întrerup, dar asta e, avem un telefon și pentru că e de la Chișinău și pentru că tocmai spuneam că avem o lecție de la Chișinău cu 100.000 de oameni prezenți la un meeting, îl salutăm pe Eugen Tomac. Bună seara, Eugen, ești în direct? Alo, mă auzi? Bună seara, da, vă aud foarte bine. Eugen Tomac este președintele Partidului Mișcarea Populară, președintele interimar al Partidului Mișcarea Populară. Ești acolo la Chișinău, vorbește-ne despre lecția pe care ne-o dau azi moldovenii, 100.000 de oameni în frunte cu președintele țării și cu șeful facțiunii liberale, dar și cu mulți alți oameni din conducerea Moldovei au ieșit în stradă să militeze pentru o Europa nuie și nu o Europa în spațiul CSI. Moldova în spațiul CSI. Da, așa este. Peste 100.000 de români din Republica Moldova, putem spune, au ieșit astăzi în stradă tocmai pentru a transmite un mesaj foarte ferm și clar că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Vremea a ținut cu voi? Vremea a ținut cu voi, cu românii de acolo? A fost cald? A fost o vreme plăcută. Cu siguranță, chiar dacă timpul, să spunem, nu ar fi fost de partea noastră, în mod cert oamenii ar fi ieșit în stradă pentru că presiunea la care a fost supusă Republica Moldova în ultimile luni a deranjat foarte mult. A deranjat, în primul rând, oamenii onești, oamenii care vor altceva, oamenii care au crezut că după destrămarea Uniunii Sovietice, Republica Moldova va avea un alt destin. Din păcate, CSI-ul și toate construcțiile care au urmat ulterior după prăbușirea URSS au demonstrat contrariul, motiv pentru care oamenii nu mai au răbdare, vor clar un curs cât se poate de sigur, asumat pe direcția integrării în Uniunea Europeană. Embargoul impus de Federația Rusă Republicii Moldova
începând de luna septembrie. Pentru vinuri? A. Și nu numai pentru vinuri, au existat și alte produse care au fost restricționate pe piața. Devenită tradițională după prăbușirea URSS în Federația Rusă. Deci, în linii mari, pot spune foarte clar că protestul de astăzi a avut două mesaje. Unul spus răspicat, acela că vrem în Uniunea Europeană și deci atât e un protest practic inedit pentru că este organizat de către coaliția aflată la guvernare. Și cel de-al doilea mesaj, cât se poate declar în același timp, fără a fi pronunțat, este acela că cu Federația Rusă vrem să rămânem în relații bune, dar nici de cum în acest cerc vicios în care Rusia pur și simplu blochează orice evoluție a Republicii Moldova, fie că ne referim la partea economică, fie că ne referim la politica externă, fie că ne referim la dosarul transnistrean. Deci, mă bucur că există oameni politici hotărâți care au acționat ferm și, practic, mențin această agendă europeană la Chișinău, care este extrem de importantă pentru viitorul Republicii Moldova, pentru viitorul întregii regiuni, pentru că vorbim de români, de Republica Moldova, de aceeași națiune, în mod direct ne afectează și pe noi. Am auzit că au fost momente extrem de emoționante. S-a început cu imnul și că intonat de Valentina Naforniță, de o cântăreață de operă. Avem și... Da, premiată de BBC acum 2 ani de zile. Așa este. Avem și noi secvența, după ce vorbim cu tine o să dăm bucățica în cauză, în momentul în care este cântat imnul, care a fost răsunat în piața Marii Adunări Naționale. Am auzit că a fost acolo președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, ar mai fi fost Ion Hadârcă și Arcadie Suceveanu, șeful Uniunii Scriitorilor din Moldova, de fapt toți șefii Uniunilor de Creație, oameni de cultură și artă, s-au adunat în piață să sprijine mișcarea de astăzi de la Chișinău. Așa este, nu au fost prezenți doar cei care nu fac parte din coaliția de guvernare și sigur că nu putem pune în discuție o participare a comuniștilor, care o agendă... Dar nu aștepta nimeni să vină și ei în stradă la această manifestare, cred. Nu, dar aici lucrurile trebuie să explicate corect. Partidul Comunist din Republica Moldova nu are nimic în comun cu realitățile din Republica Moldova. Ei sunt un instrument pe care Federația Rusă îl aplică cu succes. Ei sunt un partid care promovează interesele anti-Republica Moldova fără niciun fel de perdea. Și din punctul ăsta de vedere, sigur că societatea este puternic divizată. Îl am în studio pe Laurențiu Ciocăzan. Și poate vrea să se adreseze vreo întrebare legat de ce s-a întâmplat azi la Chișinău. Da, sigur. Bună seara, bună seara, domnule Tomac. Nu, mă gândeam ce să vă întreb, sunt atât de multe lucruri de întrebat, timpul nu ne permite. Au fost reacții negative, public, din partea opozanților față de acest meeting, din partea comuniștilor? Până la această oră eu nu cunosc opinia oficială a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, ceea ce pot să vă spun însă că lideri politici din Partidul Comunist în mod constant susțin o apropiere de Uniunea Rusia-Belarus, dezaprobă și pur și simplu duc campanii ample în Republica Moldova împotriva integrării europene a Republicii Moldova. De altfel, pot să vă spun că acum 2 ani, când vicepreședintele SUA Biden a vizitat Republica Moldova, Voronin în mod ostentativ a refuzat o întrevedere cu vicepreședintele SUA, plus în repetate rânduri a refuzat întâlniri cu înalți oficiali europeni, referind la comisari sau chiar președintele comisiei. Deci, Partidul Comunist a rămas în zona aceasta de retorică anti-europeană, anti-românească, pentru că și-a menținut poziția pe un discurs puternic anti-românesc, alimentând, practic, electoratul cu temele
pe care le-am moștenit de la ideologii sovietici. La nivelul, însă, omului, la nivelul omului de rând, aveți, știu, informații, sondaje, aveți semnale despre care este impactul la nivelul omului de rând al proiectului european? Adică există peste cineva asta din populația Moldovei care vrea în Europa sau mai puțin? Sau? Există o majoritate hotărâtă de peste 50% care vrea integrare europeană. Însă, să nu uităm că Republica Moldova de astăzi înseamnă 80% media în limba rusă, inclusiv instituții media din Federația Rusă. Nivelul de propagandă și de manipulare a populației este unul diabolic. În ciuda tuturor acestor mecanisme de a menține într-o stare de confuzie întreaga societate, oamenii sunt conștienți de miza întregului proiect, tocmai de aceea și girează o guvernare formată din trei partide democratice cu orientări diferite, care nu a reușit lucruri extraordinare din punct de vedere economic și social să implementeze, dar totuși o girează în continuare. Tocmai pentru că și-a asumat această agendă pro-europeană foarte clară. Domnule Tomac, asta este de admirat, că în ciuda ofensivei mediei rusești sau controlate de ruși, iată că în Republica Moldova oamenii nu uită în primul rând că vorbesc românește și că în casă și la școală încă mai vorbesc românește. Iar eu nu uit un lucru, că în Republica Moldova s-a tras cu pistolul în literele latine. S-a întâmplat asta în Transnistria, ori acest lucru este de o gravitate foarte mare și nu e de natură să nu-i trezească pe unii oameni care știu că au vorbit românești acasă. Vă mulțumim, sper să ne țineți la curent de când veniți în țară despre ce mai face pe acolo, pe la Chișinău, că am înțeles că aveți o filială și la Chișinău, greșesc? Avem filială și în Republica Moldova, da. La Mișcarea Populară există și a participat acolo? Moldova. Partidul Mișcarea Populară la meeting? Da, colegii noștri au participat, da. Mulțumim pentru intervenție, domnule Tomac. Cu multă plăcere, eu vă mulțumesc pentru invitație. Toate cele bune. O să la înțeleg că unde a ajuns coloana? Se încing lucrurile, protestatarii au ajuns în cartierul Regie, unde știm bine stau studenții. S-ar putea ca un număr mare de studențe să alăture protestatarilor și să ei să revină în piață. Cât sunt? Cam 3.000, se spune că Andy Laslow transmite că ar fi 3.000 de oameni, dar că sunt șanse ca studenții să iasă în seara asta la meeting și să se alăture demonstranților. Bună seara, Andy, ne mai auzi? Curg imaginile până restabilim o legătură viabilă cu Andy Laslow, cu sunetul așa mai puțin tel. Și eu vorbesc cu Laurențiu Ciocăzan, mă că totuși... Mă mir din ce am văzut până la ora asta, că nu au existat agresiuni din partea forțelor de ordine, mai ales după ultimele comenzi date chiar în public, de primul ministru Victor Ponta și de ministrul de interne Radu Stroie. Păi de ce? S-au dus la Cotroceni, nu s-au dus la Palatul Victoria. Deocamdată domnul Ponta cu domnul Băsescu nu se prea iubesc. Nu știu. Uite, pactul nu e pactul, ba, lau, ba, nu lau, de nu mai înțelege nimeni nimic, de fapt, cele drept. Coabitare, din punct de vedere al strategiei oamenilor din stradă, sigur că nu e rău că au trecut și pe la Cotroceni, ca să nu spună Victor Ponta că au ceva numai cu el și că uite Băsescu, deci acum nu mai poți să dea vina unul pe altul. Și nici Traian Băsescu pe Victor Ponta și nici Ponta pe Băsescu, dar trebuie să facem o diferență totuși. Trebuie să o spunem pentru publicul Nașul TV și trebuie pentru oamenii onești din stradă. Trebuie deci, să fim onești și așa trebuie să fim corecți. Așa spuneam mai devreme. Deci, pe vremea lui Traian Băsescu nu s-a întâmplat nimic în măsură să pună în pericol sau să afecteze interesele celor aflați acum în stradă, în sensul să pornească proiectul efectiv. S-au întâmplat o fel de avize și e adevărat. Nu s-au întâmplat nici avize. Avizul de mediu n-a fost dat și nici cel de scărcarea de site da, arheologic. Date, și era vorba de potrivirea premierului Boc. Proiectul trebuie să a crescut în plan administrativ, dar a parcurs din 95, de când nu? Din 97. 97. Da. Din 95, 97. Din 97, să spunem, da? El a tot crescut.
S-a umflat. Dar prima oară, în vremea Convenției Democratice, atunci a debutat proiectul. Bine, era în cărți înainte de pe... Proiectul atunci a debutat pentru că a luat Investul licența de exploatare. Dar asocierea, nu? Asocierea a avut în 97. Practic, nici proiecta să facă ceva cu Halda de Steril încă din anii 93-94. Cu Halda de Steril de la Loșia Montana. Că ideea asta a fost inițială. Sigur că el viza Urmin Start, dar s-a folosit de pretextul ăsta care se numea Halda de Steril. Uite că Andy în direct, avem legătura? Da, ne auzim. Uite, ne auzim foarte bine de data asta, mult mai bine. Ce e Andy acolo? Ia spune-ne. Asta e riscul tradițiilor directe din mijlocul mulțimii, uneori riscăm să nu ne auzim. Sper că vedeți imagini în aceste momente. Sunt aproape 3.000 de oameni, dacă nu peste, care mărșăluiesc pe străzile din cartierul Regie. Studenții de la balcoane i-au aclamat, i-au aplaudat, unii li s-au alăturat. Vreau să spun că este o atmosferă cât se poate de frumoasă aici, dacă se poate spune așa, deși este vorba de un protest. Oamenii scandează, dar mărșăluiesc liniștiți, nu au stat niciun fel de incidente. Pur și simplu se derulează o manifestație care atrage pe parcurs ei tot mai mulți membri. Puteți să-i și vedeți, coloana lor s-a îngroșat de când am plecat de la Cotroceni. Cred că acum depășim 3.000 de oameni, dacă ar fi doar să numărăm pe cei care trec prin fața acestui aparat de filmat în acest moment. Andina Zlău, bună seara, Laurențiu Ciocăzeanu, să-mi spunem. E adevărat că au strigat la Cotrocenii afară, ieși afară, javră ordinară? Eu nu am auzit, deși am fost chiar în fața palatului, am auzit că au strigat demisia, dar au strigat demisia Băsescu, Ponta și Antonescu. Acesta a fost mesajul care s-a auzit în fața internet la palatul Cotroceni. S-a auzit foarte clar, sunt la stâng și în direct în acest moment. Au fost într-adevăr, poate pe la marginea manifestanților și câțiva care erau un pic, să zicem, sub influența abuzurilor alcoolului, însă nu s-au amestecat cu mulțimea, stăm mai pe la margine. Nu, dar văd că sunt niște tineri frumoși, văd că nu lipsesc celebrele sticle peturi din plastic umplute cu pietricele. Da, simbolul acestui tip de demonstrație. Da, Andy Lazlău, din ce ai vorbit tu cu oamenii sau din ce ai auzit strigându-se în jurul tău, ei pun semnul egal între Traian Băsescu și Victor Ponta? Nu pun semnul egal, însă sunt nemulțumit și de atitudinea președintelui, pentru că spuneau ei, a susținut în repetate rânduri proiectul la Roșia Montană, un proiect pe care ei nu-l vor realiza, iar oamenii pentru asta, practic, s-au scandat împotriva lui. Asta i-a determinat. Da, fac diferența oamenii, că pe vremea lui Traian Băsescu sau a lui Emil Boc sau Mihai Răzvan Ungureanu, vorbind de guvernele PDL, nu s-a mișcat niciun act administrativ, cum s-a întâmplat pe vremea guvernului Ponta, cu împingerea în Parlament a proiectului Roșia Montană, când acum e prima oară pe vremea lui Ponta, când a ieșit ceva concret. Pe vremea lui Băsescu a fost mai vorbe. Împotriva întregii clase politice. Deja ei nu mai fac diferență. Oamenii fac diferența sau nu fac diferența asta? Eu zic că oamenii fac diferența, cel puțin mulți dintre ei. Nu pot vorbi numele tuturor, nici măcar ei normal. Andy, unde sunteți acum? Să-mi spui unde sunteți și dacă... În fața unui cop din Regie, la această oră, ne apropiem de podul de la Ciurel. Circulație blocată? Circulația e blocată? Circulația este blocată pe Plaiul Independenței în acest moment. Tinerii s-au așezat pe asfalt, îi puteți chiar și vedea în aceste momente. Mm-hmm. În fața unui club și stau și scandează, la fel cum făceau pe Bulevardul Regina Elisabeta în centrul capitalei. Cum se comportă jandarmii la acest moment față de staționarea pe carosabil? Că mai sunt colegi de-ai noștri care au o problemă cu blocarea drumurilor publice. De această dată, jandarmii s-au comportat foarte elegant. Nu am văzut niciun fel de manevre, de bruscări. Au pur și simplu au mers pe margine, fără să intervină. Nu au încercat să împiedice pe oamenii intre pe carosabil. Deci să înțeleg că nu au fost niciun fel de tensiune între demonstranți și forțele de ordine. De ceea ce am văzut noi, este greu să acopere o mulțime care au mandat de întindată mai bine de un kilometru. E posibil să fie exact incidente izolate. Oricum, în acest moment vreau să spun că aici, în zona în care mă aflu, nu văd jandar cât poate 200 de metri. Nu văd picior de jandar. Deci, cu alte cuvinte, înseamnă că pe jandarmi nu-i mai deranjează că oamenii stau acum pe stradă, pentru că nu este în centrul capitalei, e undeva într-o zonă mai retrasă. Nu, dar nu i-a deranjat niciodată pe marșurile
demonstrațiilor. Și colegul să completez, a fost și puțin excesă de zel ale forțelor de ordine, chiar împotriva presiei, chiar împotriva echipei noastre. Au înțeles cu greu că nu poți să faci diferența între jurnaliști, că nu poți pe unii să-i lași, iar pe alții nu. Au încercat să le blocheze accesul în bulevarde pentru a putea intra și noi în coloană, în fața manifestanților. Au încercat să ne amenințe că ne vor amenda dacă filmăm din mașină, dacă ieșim pe geam sau filmăm din portbagaj, deși l-am arătat că și alte televiziuni au făcut același lucru. A fost o acțiune de intimidare a unor oameni prea zeloși din Poliția Română la care le-am permis să citească mai bine legea înainte să o aplice abuziv. Ce să înțeleg, că nu le-au zis nimic celorlalți colegi de-ai tăi de la alte televiziuni și cumva te-au atenționat pe tine direct? Deși purtai o legitimație de Nașul TV? În momentul în care sunt 6 mașini de televiziune, una lângă alta, iar toate echipele făceau același lucru, să vii la o singură echipă care, în mijlocul celorlalte, mi se pare un pic exces de zel. Da, asta este, o bifăm la capitolul, hai să intimidăm puțin Nașul, ceilalți pot să filmeze și nu transmit. Nașul vrea să transmită, dar de ce filmează? Nu-i corect și nu e fair. Ce ți-a răspuns? Avem și filmat întreaga discuție. Ai filmat-o, da? A filmat întreaga discuție, nu știu dacă a fost în direct acel moment, nu am integral, semnalul a plecat de această cameră permanent din momentul în care am intrat în mijlocul manifestanților. Probabil că până la finele transmisiei, dacă colegii vor derula banda și vor vedea momentul în care intri în dialog cu reprezentantul forțelor de ordine, este interesant de văzut că nu mi se pare normal ca Nașul TV să n-aibă voie să filmeze și alții să poată face același lucru. Deci, trebuie să facă cu toată lumea, nu au voie să facă discriminare. Legea nu permite discriminarea. De ce crezi că oamenii s-au așezat acolo în stradă? În semn de frustrare pentru că nu mai sunt lăsați să stea în centrul capitalei sau de ce? Eu cred că e și o acțiune prin care vor să mobilizeze pe studenți, având în vedere că sunt un cartier dominat de studenți, din fața unui club unde vin de obicei studenți, este duminică seara, vor să atragă atenția și vor să atragă cât mai mulți adepți de aici, din rândul studenților. Da. Cât estimezi că mai stau acolo sau se îndreaptă spre piață? Ce simți că vor să facă demonstrații, protestatari? Aici vocile sunt împărțite. La un moment dat, o parte dintre ei spuneau că se vor întoarce la piața universității, probabil pe bulevardul Regina Elisabeta. Alții spun că vor mai rămâne aici. Probabil că vor să se întoarcă mai mult decât au plecat. Asta e ceea ce am înțeles, vorbim cu mai mulți dintre ei. Nu este o abordare unitară, dacă o putem spune așa. Unește doar lupta pentru Roșia Montană și lupta împotriva gazelor de șist. În rest, fiecare încearcă să aborteze în mod diferit. Dar unii stau în picioare, unii stau pe asfalt, alții sunt pe biciclete, unii vor, vreau la un moment dat să meargă la Parlament sau la Guvern. Dar spune-mi, Andy, ai auzit printre manifestanți voci care încep să obosească, voci care spun, dom'le, nu mai are niciun efect protestul nostru, pentru că noi mergem în fiecare duminică, strigăm. Asta e manipularea Laurențiu Ciocăzean. Iar guvernul își vede de treaba lui și nu ne bagă în seamă. Păi dacă sunt voci din asta, asta cânta aria pe care și-o doresc guvernanții. Deci aia care am văzut această seară aici n-au scut asta. Se și vede, sunt energii, sunt tineri. Chiar nu vor să renunțe, chiar au scandat, nu renunțăm. Au strigat de nenumărat de ori, nu renunțăm, nu cedăm. Se hotărâi să meargă mai departe. Nu vor ca protestul lor la un moment dat să oprească și să se lase împins de un sistem mult prea politizat. Andy, te lăsăm în direct cel puțin 2 minute, totuși să dăm cezarului ce al cezarului, vrem să auzim vocea străzii, noi ne reducem vocile la tăcere, te ascultăm pe tine și oamenii din piață. Și pe oamenii din stradă. Poate vorbești cu câțiva dintre protestatari, cât să își dea seama și telespectatorii ce se întâmplă acolo live. Yeah.
Da, ca în, și în televiziune se fac mișcări magice. În seara pe Calea Victoriei, mulțumesc Nicoleta pentru că ai condus ostilitățile, mulțumesc Laurențiu, salutăm pe Mircea Chivu, venit din rândul protestatarilor. E a câta duminică? A 10-a? A 10-a. Ce puteți spune acum după 10 duminici de protest? V-ați plictisit? Ce să spun, din păcate ne-am plictisit de lipsa de reacție a guvernanților. Adică nu mi se pare firesc ce se întâmplă. La început părea că există într-adevăr un dialog între protestatari și guvernanți, erau niște reacții. Acum, în general, oamenii care sunt în care demonstrează, care sunt mai în viață, din stradă, ca să ne auzim mai bine, colegii. Se întreabă, până la urmă, noi demonstrăm pașnic, nimeni nu ne bagă în seamă. Ce o să se întâmple? Exact asta, ce scuze că mă întreb, exact asta, fără să-i vorbi cu dumneavoastră, spuneam mai devreme în studio, pentru că e inevitabil să nu ajungi la astfel de stare când vezi că tu strigi parcă în pustiu, că nimeni nu te bagă, ai un blocaj mediatic, ca vasi blocaj mediatic, ai pe de altă parte o reacție de aroganță din partea guvernului. Evident că asta își doresc ei, dar asta e realitatea. Evident. Să se plictisească, să le treacă, să se lase. Dar realitatea este cea pe care... Sau să radicalizeze mesajul. Nicoleta, nu putem să ne facem că nu vedem ce se întâmplă. Evident că nu-mi doresc eu personal ca ei să obosească sau noi să obosim, Doamne ferește. Dar e clar că e un joc psihologic în care senzația mea e că pe moment câștigă guvernul. Câștigă? Domnul Chivu, dumneavoastră, care e starea, să zicem, pe care o resimțiți în rândul protestatarilor? Eu, să știți că n-am sentimentul că s-au plictisit. Da, într-adevăr, oamenii care vin în continuare la proteste nu s-au plictisit. Numai că, din păcate, senzația mea este că, de exemplu, duminica asta sunt mai puțin decât acum o duminică. Undeva la 2000, nu? 2000 de 2-3000. Bun. Mă rog, e greu să spun, nu știu să număr. Deși nu e foarte frică, să spun așa. Nu, e vreme frumoasă, nimic de spus. Tocmai aș aștepta ca lumea să fie mai multă lume. Dar pe de altă parte, înțeleg ce se întâmplă, practic. Lucrurile se repetă cam la fel duminică de duminică, sigur, cu variații. De exemplu, duminica asta au fost prezenți mai puțin jandarmi decât duminica trecută. S-au comportat, înțeleg, mai bine, mai decent, mai cu minte. Da, acum două duminici n-au fost niciun jandarm. Deci există niște variații, există... Dar credeți că a fost o tactică bună aceasta de a face aceste marșuri în diverse locuri ale Bucureștiului? În prima parte, fără îndoială. Deci s-a văzut că atunci când s-a ieșit din piața Universității, a început să crească. Practic, dacă ne amintim, a doua, a treia duminică, cam atunci au început să fie marșurile prin Ștefan cel Mare, prin... Când a fost vârful, practic. Da. Cam atunci a fost vârful, pentru că era și o oarecare blocaj din partea unei părți a mass media, un blocaj informațional, și atunci era nevoie ca oamenii să afle și să vadă cu ochii lor cum arată oamenii ăștia care protestează. Și, repet, cred că... Într-o primă fază ați făcut această decizare. Da, acum e greu să credem că oamenii bucureștenii nu știu ce se întâmplă și că e nevoie să mai mergi prin cartiere ca să le atragi atenția că există protestele respective. Omul bucureștenii știu. Acum, astă seară, protestul a luat-o spre zona Grozăvești, Regie, da. Un puternic complex studențesc. Da, tocmai pentru că... E un semn de întrebare, unde sunt studenții? Exact, deci mai așteptam ca după 1 octombrie, când practic vin studenții în București, să se vede, să fie văzuți. Ori, întrebări că nu s-au văzut foarte spectaculos, cam tot cei care au fost la începutul protestelor, cam aceleași personaje, eu le cam văd duminică de duminică. Deci spuneți că s-au cam repetat acum. Da. A rămas nucleul
dur, cum spunem noi, al celor care protestează. Da. Eu vă aduc aminte că în piața Universității 90, de eram acolo zi de zi, până când a explodat și a adus Ion Iliescu minerii, s-a încheiat totul sângeros și s-a spart practic protestul, după aceea tinerii n-au mai încercat să revină, sau cei care erau acolo n-au mai încercat să revină, să renască cumva acel protest, fiecare a fugit pe unde a apucat, ban Franța, ban Italia, ban Germania, ban Anglia, au emigrat și chiar au avut succes cerând azil politic. După episodul Măgurele în care au fost... Mi-e teamă că guvernul știa asta și mi-e teamă că strategia lui i-a lăsat oameni să fiarbă în sub propriu, cum a făcut Ion Iliescu în 90, e repetată și acum. Da, seamănă numai că... E departe. Sunt multe asemănări între piața Universității din 1990 și cea de acum. Cei diferiți e în generația. Sunt oamenii care sunt... Și violențele. Nu mai pot să fie aceleași. Da. Dar noi. Da, sigur că da. Numai pe vremea aia erau mineri. Acum nu mai sunt mineri care să vină să facă... Pot fi aduși unii îmbrăcați în... Straie. Nu, dar ce mi se pare colorate. Mie că totuși și eu am fost între cei care au demonstrat în 1990. Cred că cei care sunt demonstrat acum sunt mai deștepți decât eram noi acum 20 și în ceva de... democratic, nu? De cultură democratică. Sunt... Da. Pentru că acolo erau intelectuali în piața Universității 90. Da, erau intelectuali care ieșeau dintr-un comunist. Regim comunist în care... Nu prea știam noi între era naivitate multă. Exact. Dar aici... Dacă... Oamenii sunt mai informați. Asta mă miră. Eu am văzut și am avut multe mese ca în această seară cu oameni din stradă. Au vorbit. Eu aș spune că strada are deja un potențial de lideri și totuși evită o adunare de tipul scenă, cuvântări. Adică, practic, lipsește balconul pieței Universității, da? În toate aceste demonstrații. Lucru pe care să știți că l-am văzut la Moți, în Țara Moților, ați văzut ce efect coagulator a avut. Gândiți-vă că în Țara Moților s-au strâns 4.000 de oameni, unde cu ceva timp în urmă oamenii nici n-aveau curajul să vorbească despre Gold Corporation. Atât de tare cucerise Gold Corporation zona și atât de amenințătoare era împreună cu toți liderii politici. Ori, iată ce face un asemenea gest. Întrebare. Are piața, au demonstranții oameni care se pot urca pe o scenă și să domine prin discurs 5.000, 10.000, 20.000 de oameni? Sau se tem puțin acești tineri să preia într-un fel conducerea? V-am mai adus aminte cine erau liderii din piața Universității din 90 și ce s-a întâmplat cu ei după aceea? Cred că au învățat ceva cei care demonstrează acum. Pentru că mă tem că puterea în momentul în care ar apărea niște lideri, ar găsi imediat mijloace prin care să le găsească câte un TVA neplătit. Deja se întâmplă. Deja se întâmplă procese, sigur că dosare, da. Deci am impresia că, de fapt, acei lideri despre care vorbesc sunt mai degrabă creați de putere decât de piață, tocmai pentru a avea niște ținte în care pe care să încearcă să le... Nu, și piața cumva se și protejează. Asta dovedește că a învățat față de 90 de ani. Cum? Cum se protejează? Pentru că eu am informații că și în seara asta o să facem o dezvăluire, că tocmai acești oameni care au un potențial de a putea deveni, într-o bună zi, chiar lideri ai mișcării, sunt bine puricați, bine în vizor. Sunt autorităților. Nu, Ponta, da, în piață, servicii, pentru că eu o spun în fiecare seară, trebuie să spun acest lucru, ca să se afle marea manipulare. Domnul Chivu a fost făcut eco-anarhist pentru a putea fi monitorizat permanent și cu toate organele posibile ale statului, nu doar cu poliția sau cu jandarmul care spune domnul Chivu a scălcat pe stradă, vă dăm o amendă. Ecoanarhistul este practic în vizorul astăzi al tuturor, al unei celule informată de oameni de mai multe instituții care se ocupă de filaje, de urmăriri, de cutare. O să vedeți și în seara asta o parte din acest episod. Dacă îl făceau doar un protestatar care a încălcat legea jandarmeriei, era simplu, nu? O amendă și așa mai departe. Da, bine. Da? Mie mi s-a părut simptomatic faptul că ministrul Barbu, simultan aproape cu primul ministru,
au format acuzări de legionari, neolegionari, neofasciști, exact, și așa mai departe, pe care mărturisesc că nu am auzit din 90, altă paralelă care se poate. De la Răzvan Teodorescu citire, exact, dacă ne amintim bine. Da. Eu spuneam că au înțeles tocmai în acest sens, că nu prea mai ieșit chiar în față, au încercat, chiar dacă au fost niște lideri informali, să fie cât mai discreți și să nu se erigeze în lideri. Deci au fost lideri absconși. E o formă de a sta în banca ta tocmai pentru ca să-ți asiguri protecția. Cred că asta s-a întâmplat. Mai că la infinit nu poate continua așa, totuși cineva trebuie să asume ce se întâmplă acolo, dacă există o serie de revendicări. Bun, poate că nu, o secundă, poate că nu, că asta e întrebarea pe care încercăm să găsim un răspuns la ea. Ce se va întâmpla cu această piață? Vor avea răbdarea să mai iasă încă 540 de duminici să protesteze, așteptând să vină și alți nemulțumiți? Sau au o tactică? Sunt, nu știu, ați zis, ce s-a discutat? Repet, eu nu prea discut cu... Pentru că nu prea există lideri. În general, ideile sunt mai degrabă spontane. Cineva propune aici să facem nu știu ce. Deci, sunt două variante, zic eu. Una este să existe la un dat o decizie în legătură cu legea. Și până la urmă, săptămâna asta, de exemplu, comisia aia specială trebuie să prezinte un raport, săptămâna care începe de mâine. După aceea va trebui să se ajungă la un vot în Senat. În momentul ăsta, probabil că protestatarii se vor mobiliza din nou la fel de mult cum s-au mobilizat atunci când, practic, a apărut proiectul de lege. Pentru că va apărea ceva nou. Pe de altă parte, există posibilitatea ca protestele să-și extindă aria. Spre exemplu, a fost o încercare ieri de coalizare a protestatarilor pe tema Roșia Montană cu sindicatul medicilor. A fost dejucată de jandarmi. De jandarmi? Am înțeles că nici cei de la sindicate n-au fost, da, foarte... Deci povestea e așa. Meeting-ul sindicaliștilor era un meeting în regulă, autorizat, nu știu ce. Știți că la meeting-urile autorizate, dacă se sparge un geam, cine l-a autorizat, mă rog, se sparge un geam. Plătește geamurile sparte. În momentul în care au vrut să vină niște câțiva dintre procesatorii de la Roșia Montană, jandarmii le-au atras atenția liderilor de la Sănătate, că s-ar putea să apară incidente și că ar fi bine să nu primească oameni care nu sunt din sindicat. Înțelegeți? Deci cam asta a fost manipulat. Câte formule de politețe, da, și de-astea, ca să faci un meeting, mă, la urmă, da, să spui, dați-ne dracului odată o politică, nu știu, cinstită față de cetățean, lăsați-ne să muncim în țara asta, nu, trebuie să iei așa, să îi împachetezi, mâine, poimine... Că la bancul ăla cu bordelul de bune maniere. Deci țara asta a ajuns un bordel de bune maniere. Ei fac ce vor cu noi și noi trebuie să ne purtăm frumos, așa, să cerem voie, să ridicăm două degețele, să avem batistuțe curate. Da. Surprinzător și neproductiv este că se întâmplă ca diferite grupuri care protestează să fie deranjate de alte grupuri care protestează, da, deși au un interes comun, pentru că toate sunt nemulțumite de prestația clasei politice, da, și nenorocirile din România de astăzi. Normal, da. Și ea trebuie să joncționeze cumva, să se unească. A fost protestul de la DNA. Dar păi ca să ce? Asta e întrebarea, ca să ce? Știi că asta e marea problemă, să se unească ce să facem ce? Să ce? Ei cer până la urmă. Bun. Deci cei care au fost ieri în stradă, sindicatele din sănătate, cereau o chestiune concretă, salarii mai mari, da? Și mai mulți bani pentru sănătate. Dacă obțin treaba asta, ei pot să spună, nu mai am de ce să fiu în stradă. Numai că, pe când cei de la Roșia Montană, ei deja protestul a căpătat o dimensiune generală, îndreptată împotriva clasei politice în general, a cărei finalitate ar trebui să fie desfințarea acestei clase politice. Cum se desfințează ea? Prin ce mijloace, ce pui în loc, asta e tot o discuție complicată. Da, dar de fapt, dacă adică ne gândim... Să vreau să vă întreb ceva. Credeți că aceste proteste pot determina ca guvernul Ponta de mâine să devină cel mai cinstit guvern, cel mai european guvern, să ia măsuri, să ducă nivelul de trai, să nu se mai fure, să nu... Credeți că poate determina cineva în România acest lucru? Poate că nu se devină cel mai cinstit, dar măcar o leacă mai cinstit decât este. Dar ce vreau să vă spun? Până la urmă,
sindicaliștii de la sănătate, sigur, vor în primul rând salarii mai mari pentru ei. Dar salarii mai mari pentru ei înseamnă mai puțin medici care pleacă din sistem și până la urmă mai multă sănătate pentru pacienți, pentru noi. La fel la Roșia Montană, cauza prima a protestului este exploatarea de acolo, dar de fapt se dorește un mediu mai sănătos, un mediu în care să putem trăi mai bine. Deci până la urmă, cele două proteste vor același lucru. Un mediu, o societate în care să trăim mai bine, mai sănătos. Da, ca să nu ne păcălim, noi ce ar trebui să ne dorim? Că eu am impresia că noi, poporul, nu prea știm ce ne dorim. Sau dacă știm, sunt mici frânturi fără să realizăm că degeaba mâine guvernul mărește salariile medicilor. Că sănătatea ce va fi furnizată românilor va fi din ce în ce mai proastă. Problema medicului este nu că nu are un salariu decent, el nu are nici măcar utilaje, instrumente, medicamente. E o jale în spitalele din România de nu puteți să... Nici ață de operații, fraților, nu e. Dacă vrei o ață, să nu-ți pun o sfoară de aia de legat sacul când te coase la operație, trebuie să vii cu ața ta pe care ți-o cumperi ce ai, vrei să fie și ață care să, nu știu, să dizolvă. Și acolo era Ed Arafat, marele erou de anul trecut al protestelor, nu? Care nu face decât să gireze cu credibilitatea lui, să spunem, dacă există ea, pentru mine nu mai există, pentru că prezența lui acolo este mai degrabă o mască deasupra sistemului care își bate joc de banii asiguraților. Dar m-aș fi așteptat, apropo de sănătate, ca să nu lungim pe povestea asta, că nu e scopul nostru discuția despre sănătate, m-aș așteptat ca el acum, cu onoarea lui, pe care lumea a scos-o în față anul trecut, să iasă să spună, domne, nu putem să continuăm așa, nu ne putem bate joc de bani, nu sunt de ajuns, eu plec din funcția asta. Nu pleacă, pentru că el a luat o grămadă de bani la sistemul de urgență smult. Păi 2% ceva, din beneficii sunt direcționați către ei. Iar în alte țări, dacă ai nevoie de urgență, pentru că, Doamne ferește, te faci un accident undeva, nu te ia nimeni dacă n-ai asigurare. La noi toată lumea cheltuie cu nemiluita banul public și se laudă că ne-a luat elicoptere, că avem mașini, că a făcut niște investiții, dar totul pe banii publici. Nimeni nu drămuiește, nimeni nu socotește. Adică asta zic, până la urmă, protestele care, într-adevăr, prin Roșia Montană, acești tineri au reușit să arate întregii românii, că acolo e doctoratul în tot ce se poate mai rău al clasei politice. În cazul Roșia Montană, în minciună, în tot felul de malversațiuni cu orice lege, în dat țara peste cap, în neținut cont de ce vor oamenii de acolo, de ce vor românii, o țară curată și așa mai departe. Dar ce facem după? Ce ne dorim de fapt? E evident că dacă nu schimbăm... Uite, oamenii suntem nemulțumiți de toate partidele, Laurențiu, asta e o problemă simplă. Pleacă Ponta mâine, ne face, zice, hai bă, uite, mi-e milă de voi, măi, popor. Plec, vă fac un hatâr. Cine să vină? Am auzit la emisiunea ta de data trecută, unde au fost invitați liderii protestelor, la liderii, cei care au ieșit în față la Brașov, aici, în piața universității, că propuneau, pentru mine a fost o surpriză plăcută, pentru că am auzit în sfârșit ceva concret după proteste, modificarea legii electorale, nu? A spus unul dintre cei de la Brașov, dacă nu mă înșel. Bun, în ce fel se modifică e o altă discuție, dar e oricum un pas concret către altceva, o clasă politică mai bună. Deci, Laurențiu, noi avem un amărât de referendum. Că da? Nu avem alternativă. 80% dintre noi, și eram multe milioane atunci, am votat un referendum, o amărăciune de referendum care a spus clasei politice că 80% vrem ceva. Bun, prost, nu contează. Au călcat în picioare și au dat cu părerea. Dacă noi n-am putut să impunem un referendum, cum o să impunem noi ce? Modificarea legii electorale? Pe bune, Laurențiu? Dacă chiar... mă trebuie pe mine, sigur că n-are cine să facă lucrurile astea. De-aia cred că la un moment dat protestul ăsta fie se va radicaliza, chiar cu incidente nedorite de nimeni, dar în toată lumea, dacă au fost rezultate și consecințe în urma astfel de proteste, a fost doar după ce s-a radicalizat și a devenit violent chiar. Eu cred că atunci va fi succesul politicienilor. Credeți în varianta asta că la un dat s-ar putea plictisi sau radicaliza ceștine? Există și riscul acesta. Eu îl numesc risc pentru că aș dori să nu se întâmple lucrul acesta. Ce sper eu este ca la un moment dat să apară o conștientizare a faptului că, într-adevăr, nu putem să ne limităm
la milita pentru o problemă. Problema este globală și trebuie găsite mijloacele de a schimba clasa politică și, într-adevăr, una din mijloace este o nouă lege electorală, o nouă lege a partidelor și asta nu o să fie schimbată de către politicieni de bună voie niciodată. Dacă nu facem proteste extreme, care da. Să-i oblige pe ei sub presiunea străzii, nu presiune de genul ăsta, asta nu e o presiune. E un lucru frumos pe care noi îl admirăm, nu mai iese și ne scoatem pălăria pentru că nu cedează, dar nu va schimba nimic. Cred că nici proiectul Roșia Montană nu va fi schimbat de către proteste. Laurențiu, crezi că dacă ar fi 500.000 de oameni acum în stradă, s-ar speria guvernul? Categoric, sau... da. Dar nici, da. Nici nu, de ce 500.000? 100.000 ca la Chișinău, dacă ies. S-ar speria bine. Imaginați-vă că nu ar fi existat acest protest deloc. Pe 30 septembrie sau era legea gata. Exact, pe 10 septembrie probabil că legea era trecută prin Parlament. Nu, dar o prezență masivă în stradă i-ar speria suficient cât să devină ce? Să dorească, să negocieze și să-și salveze pielea într-un fel sau altul. Adică să spun așa, Ponta, fiți atenți, vă dau legea electorală, vă dau, dar lăsați-mă să rămân prim-ministru. Da, problema lor este că vor să rămână la putere, problema noastră, eu mă uit cu groază la ideea că, bun, să zicem că îi dăm jos. Pe cine punem în loc? Eu cred că nu prea avem alternativă la acest moment. Ei nu vor să pună pe altcineva în loc. Țara nu poate rămâne necondusă. Cineva trebuie să se așeze într-un spațiu rămas gol. Asta e foarte optimist. Ai zis, îi dăm jos și după aia avem o problemă. Nu. Avem o problemă că și nu putem da jos. Eu repet, cred astăzi, cunoscând... Eu am admis că hai să zicem că i-am dat jos. Tot n-are ce pune în loc și pe asta mizează. Da. Eu zic că dacă vor fi 500.000 de oameni în stradă, ne-a transmis-o Ilie Sârbu. Da. Că ei nu se iau după 500.000 de oameni care sunt în stradă, pentru că ar putea să fie 500.000 de fasciști. Iată că atunci când au fost pregătiți la ședința de Partid Comunist, atunci acuzația de ecoanarhist pentru domnul Chivu are un rost în niște anale. Da, domnul, stimați colegi, eu cred că este o singură soluție, ca vocea acestor oameni să devină mai auzită și să încerce să schimbe ceva cu mai multe șanse, să se transforme în partid. Adică să intre în cursa... sau în băltoaca politică, să spunem așa. Există varianta. Nu cred că e altă soluție. Există varianta despre care vorbiți. În Spania s-a întâmplat. Cei care au inițiat protestul ăsta, o indignație din Spania, care au fost părinții acestor proteste continuate în America, pe Wall Street și mai departe, au făcut partidul X. Așa îi spune. Există posibilitatea, numai că trebuie foarte cu grijă făcut lucrul acesta, pentru că altfel o să avem un nou partid care devine copia partidelor existente în cele din urmă. Da. Atunci trebuie gândit un nou fel de partid. Discursul să fie antipartide. Asta spuneam. Beve Grillo în Italia. Nu, secundă, dar stai un pic. Deci, până la urmă, dacă tu ai să-ți facă un partid, și atunci ce șansă ar avea încă un partid când el se va bate pe scena politică? Avem 15 partide deja. Sigur că acum sunt tot fel de alianțe, nu? Plus că să faci un partid durează și 2 ani de zile. Da. Până iei autorizația de la tribunal, până cu tare. Ei parcă se mobilizează mult mai repede decât partidele clasice. Comunică altfel în rețea, sunt mult mai empatici, au energia pe care celelalte partide, chiar și astea mai noi, Forța Civică, Noua Republică, n-au avut-o. Această mișcare are o energie latentă puternică. Și cred că dacă o multiplici cu, nu știu, cu 10 sau câți nu sunt acum în stradă din diverse alte motive. Domnul Chivu, trebuie să-și ia rămas bun de la noi. Mai spuneți ceva de final, ce vi se pare relevant după 10 duminici de marș și protest. Nu credeți că e cazul să fie și un protest cu scenă, microfon și să vedem cine sunt acești oameni? Pentru că vedem acum că ei sunt o masă. Sunt mulți, coloane, mii, zeci de mii. N-ar de fapt, să mesajul principal cred că acesta trebuie să fie. Suntem foarte mulți care nu mai vrem ce s-a întâmplat până acum. Cred că asta e. Și după aceea, sigur că o să avem și scenă cu oameni care să vorbească de pe scenă. Dar întâi trebuie să convingem. Mesajul pe care ar trebui transmis este acesta. Mulțumim mult, domnul Chivu. Puteți să vă retrageți. Mulțumesc. Noi rămânem în direct. Te rog, Nicoleta. Spuneam că pe termen, că eu îi văd având energie și obiective pe termen mediu și lung, pentru că dacă se plictisesc sunt în frâng și atunci astea 10 săptămâni au fost inutile.
dar dacă gândesc pe termen mediu și lung, atunci cu siguranță trebuie să prezerve acest tip de energie și să se pregătească pentru ce e mai important. Să devină, ceea ce spunea domnul Chiv, un partid politic. O mișcare amorfă nu poate avea la infinit șanse. Șanse să ce? Nu pleacă nimeni de la putere, cum bine ai spus. Domnul Sârbean, crezut că la vreo 100.000 se sperie. Dacă tu zici că la 500.000 nici nu-i pasă, nu clipește. Ai zis cum? Noi avem un popor în spate de 20 de milioane. Cum să ne luăm după 500.000 de oameni care ies în stradă și care pot fi fașiști? Dacă ne uităm în istoria omenirii și luăm în serios noțiunea de revoluție, revoluția nu vine peste noapte, nu are efecte peste noapte, ea se întinde pe o bucată de timp, trebuie să aibă niște obiective programatice care trebuie urmărite cu obstinație. Întrebarea mea este în ce măsură acești lideri non-formali, informali, cum vrei să-i numești, din piață, care n-au prea ieșit din motivele acestea vădite, cum că ar fi în pericol și ei știu cam ce pot băieții din servicii, așa, dacă acești oameni care sunt lideri și știu ce vor și știu cum să facă altceva decât avem până acum în oferta politică românească. Eu am văzut pe cei care au fost invitați la emisiunea de duminica trecută și păreau determinați, păreau convinși, chiar spuneau că vor schimba strategia și s-a confirmat că au fost ieri la protestul de la sănătate. Spuneau că vor face juncțiunea cu alte mișcări de protest. Deci ei păreau destul de convinși că nu trebuie să cedeze. Sigur că toate aceste... Dar nu ar trebui... Știi ce e marea întrebare? Ei totuși sunt la început, nu se vor descurca. Nu poți să faci revoluție la Brașov cu o bicicletă, da, un rucsac... Da, dar nu trebuie să renunți, asta e esențial. Corect. Până se coagulează, trebuie să ajungă la o masă critică. Dar dacă totuși ei văd că în loc să fie din ce în ce mai mulți, sunt din ce în ce mai puțin. Vor văd fi, că vine sunt iarna. Hăituiți. Vine văd iarna, că sunt se hăituiți. Strică vremea. Credeți că rezistă? Mie mi-au dat sentimentul că vor rezista și la amenzi penale, și la interogatorii, și la filaje și verificări. Dar eu cred că și societatea trebuie să facă mult mai mult, pentru că tinerii ăștia, repet, nu ies doar pentru ei în stradă și nu ies pentru foamea din stomacul lor. Dacă societatea nu s-a trezit și n-a văzut că orice ar face, n-a trăit mai bine și nu ia în calcul că așa cum știe că trebuie să-și aloce timp pentru copii, uite ce aparat avem. Trebuie să-și aloce timp și pentru civism, ca să zic așa, sub o formă sau alta. Deci noi nu o să trăim bine până nu învățăm să ne câștigăm binele. Ori nu ne câștigă bine uitându-ne la televizor și dând like la ce fac băieții acolo. Deci ei pot să vină cu niște cerințe foarte clare, cum a fost punctul 8 la Timișoara. Să vină, domne, cerem ca la alegerile următoare să schimbăm legea, astfel încât cine a fost până acum în politică să nu mai are voie să candideze. Cei care cred că s-au săturat trebuie să-i sprijine, să li se alăture. Nu pot să stea acasă să se aplaude din fotoliu. Vă aduc aminte că nici în decembrie 89, nici în iunie 90, România n-a fost în stradă. A fost o minoritate, ultra-minoritate. Da, sigur problema că... este ce face cel care stă acasă, tacit în sinea lui, ca în 2012. Și de acord sau împotrivă? Și minoritatea aia, în decembrie 89, a reușit să schimbe un sistem. Eu întreb așa, dar ce cu zice ce? Cel care cu stă diferență? Acasă? Cu diferența că a devenit, protestul a transformat în ceva violent. A devenit, deci revoluția a devenit un război. Nu, nu, o secundă, trebuie a fost nimic violent. Nu, da, protestul național, când oamenii au ieșit din stradă, în stradă, până pe 22 până decembrie și... seara. Până forțele de represiune n-au intrat cu tankuri, nu s-a întâmplat nimic, pentru că s-a tras în oameni la Timișoara și la București, dacă nu se întâmplă, și de ce au tras în ei? Pentru că oamenii au încălcat legea de care vorbea aici în emisiune prin telefon, era cu Grigore duminica trecută, reprezentantul Jandarmeriei Brașov, că au încălcat legea adunărilor publice. Păi sigur că au încălcat-o și la Timișoara. Și în decembrie 89, în 21, în București. Dar noi avem colegi de presă care vin și-ți povestesc că s-a încălcat legea. Fraților, asta e o manipulare uriașă. Eu întreb jandarmeria, de ce n-au rămas la uniformele din 91? De ce azi au uniforme moderne? Sunt pregătiți? Radu, dar colegi de-ai noștri care azi sunt foarte democrați. Că n-am terminat întrebarea, că e vorba de lege. Legea e făcută în 91, legea aia la care îi fac referire. După ce Iliescu a plantat flori cu minerii, au trântit și o lege care, practic, nu mai permite să faci meeting-uri așa cum se făceau în piața universității. Astăzi e mult mai greu să faci un meeting în România, în București, că ba te amendează, ba te bat un pic că ai călcat rondul de flori. Adică au multe instrumente să te împiedice să faci meeting. Asta spunea Laurențiu. Da, e absurd. E... Te rog. Păi eu spuneam că exact vă întăream aserțiunea.
Avem colegi care asta fac, plâng de mila străzilor care sunt ocupate și de mila participanților la trafic care ar fi împiedicați. Păi ce să colegi? Nu se supere. Nu vreau să dau nume. A, jurnaliști? Da, jurnaliști în toată presa. A, deci bun. Există formatorii de opinie care induc celui dacă care se uită la televizor, nu doar Antena 3. Și B1 am văzut, nu, deci nu mă fă să fac acum listă de oameni care spun asta, este o aberație. Deci este un meeting, da? Tu ce îmi spui, că s-a ocupat strada sau că cel ce a ieșit în stradă are dreptate? Uite, Andy Laslow a confirmat mai devreme din telefon, ceea ce noi bănuiam. Că da. Șoferii nu sunt deranjați și chiar Radu Mărado a denunțat în emisiunea lui aici dățile trecute. Șoferii nu sunt deranjați de faptul că se blochează străzile niște ore în București. Nu asta e problema șoferilor. Chiar, în ce spunea Andy Laslow, unii chiar aplaudau marșul protestatarilor. Deci, sigur că o fi și nemulțumiți acum. Da, care... Dar, pe de altă parte, bucureșteanul e... sau trăitorul din București face parte dintr-o specie care se adaptează repede. Oamenii sună și spun pe unde o ia traseul. Se uită pe smartphone, că toți au smartphone-ul. Da. Și se uită, o iau pe acolo, ok, ocolesc traseul. Simplu, dacă chiar se grăbesc. Acum sunt undeva, am mers spre podul Basarab, nu? Sau cum se cheamă? Început de Băsescu, terminat de Oprescu. Asta e realizarea noastră grandioasă. O amărâtă de pasarelă. Mergeți în Albania, fraților. În Albania, vedeți acolo ce autostrăzi se fac. Să vedeți acolo ce se întâmplă. Ați văzut avertismentele de la europeni. Construiți-vă mai repede autostrăzi, pentru că altfel ieșiți din calculele Europei. Așa sună ultima declarație a comisarului pe infrastructură. Ăștia-i mint pe oameni la televizor de dimineața. Deci nu pot să-și facă planuri în legătură cu România pe culoare de transport. Iar dacă nu au autostrăzi. Ghite pe amestecate toate găluștile pe care le servește Victor Ponta și în rest Dumnezeu cu mila, ei cu banii, lumea cu banii pierduți, că până la urmă asta fac. E un masochism la nivel național în care oamenii aplaudă din fața televizorului furăciunea de la ei din buzunar. Nu, dar spun și ce asta dacă a furat, ne-a dat și nouă, nu te supăra. Deci faptul că ei aleg în continuare primar penal pe mine mă scoate din minți. Dacă e ceva ce mă enervează România, este asta. Dom'le, l-au prins cu furăciunea, cum să-l mai votez? Bun, acum eu nu înțeleg, deci... Tinerii o iau pe sub pod, dar înțeleg de ce e nevoie de atâția jandarmi. Ia ce tactică au jandarmii, colegi? 4-4-2, ce tactică? Nu, e zona studențească, totdeauna l-a pus frică de studenți. Cum să nu? Nu le dau voie să meargă spre guvern? Da. Nu le dau voie să o iau spre studenți. Nu, că ei vin spre regie, nu? Se duc sub pod unde sunt mai multe ca mine. Ia uite că, până la urmă, au cotit-o. Nu, e cert că jandarmeria a adoptat o altă atitudine. Se vede că nu mai sunt ostili. Că le face... Ce nu înțelege jandarmeria este arătând cumva... ce mulți sunt. Și nu jandarmeria, nu șefii, oamenii din stradă, jandarmii, sunt făcuți sandwich între dorința lui Ponta de a-i folosi de măciucă împotriva protestatarilor. Iar pentru că Ponta n-are curajul să meargă să se lupte cu ei în stradă sau să le spună el ce crede, îi invite pe jandarmi să dea ei cu mâna lor ca să iasă ei la o adică prost în ultima instanță. Pentru că este un scandal și lumea va spune, uite, va spune Ponta, ia uite, au lovit forțele de ordine. Da, când spui 2-3 mii de oameni care participă la un marș, deja mie îmi par mai mulți, oricum sunt la fel de tineri, la fel de frumoși, la fel de civilizați. Uitați-vă câte steaguri au. Nu strigă nici nu strigă nici nefoame, nici... Ei bine, sună puțin poate, dar când vezi aceste imagini, suntem singurii care dăm aceste imagini, singura televiziune. Și la ora asta, da? Tot singur. Da. Impresionant. Da, deci, dar să fie un politic, ar trebui să-ți fie rușine că în țara ta acești oameni manifestează de atâta timp. Radu, dar nu le pasă. Nici și să nu vorbească nimeni cu ei. Nici nu vor să audă. Deci jandarmii au negociator, corect? Au un tânăr pregătit. Mai mulți. Nu, dar zic ca meserie. Nu îmbracă, îi pun o vestă. De-aia zic că e negociator, da? Tocmai că pentru a nu se ajunge la tensiuni. Și guvernul României și clasa politică încă n-a trimis un negociator să spună, dumne,
nu mă vreți pe mine Ponta, da? Ca să nu faceți să mă huiduiți, că mi-e frică și de patru băbuțe speriate, dar rămite să mă întâlnesc eu cu oamenii de la meeting. N-ați văzut la Sibiu, s-a furișat, n-a avut tupeu, n-a avut tupeu să... Nu e să fii prim-ministru de țară, să n-ai tupeu să te duci la 100 de oameni care protestează împotriva ta. Lasă-mă, frate. Și să te duci să-i întrebi, bună ziua, oameni buni, cei care vă lăsați angajatul nostru. Eu sunt premier, ziceți-mi care premierul e angajatul nostru al tuturor, da? Bineînțeles. Deci oamenii ăștia practic protestează pentru că angajații lor, guvernanții, da? Nu-și fac treaba. E ca și cum, păi, fură, nu vin la serviciu, chiulesc, ce vreți voi? Problema mea este că... ca și cum un patron merge la serviciu și constată că angajatul lui face întrebare, ce întrebare. Da, câți dintre români conștientizează că băieții ăștia de la Palatul Victoria, Cotroceni și câte paraturi mai fi, sunt angajații lor, desemnați puțin, prin vot să-i reprezinte. Aia puțin e problema. Că noi ne comportăm de parcă, vezi, Doamne, ne e frică de puternicii zilei. Nu va, nu va acumula o masă critică mult mai mare de manifestanți, nu va avea niciun rezultat. La final, cum am văzut și la domnul Chivu mai devreme, apar semne de oboseală din ce în ce mai mari. Ei trebuie să strângă cât mai mulți oameni în stradă. Și aici, din dar păcate... Dar tot ei se strângă. Păi... Eu cred că nu, nu cred că ei. Păi, n-are Laurențiu, cine? Noi ne-am... Cine ne oprește când ne uităm la televizor să ne arătăm... Nu, ne e datoria celor de acasă care de trebuie să salute. Da, păi ne uităm la televizor acasă, și atât. Cei de acasă nu vin de bună voie. Deci, nu vin. Eu vă spun ceva. Foarte mulți s-au speriat. E adevărat că s-au speriat degeaba. Românul încă n-a înțeles că atunci când sunt mulți și sunt în stradă, nu pot păți nimic. Atunci când sunt singurei și singuratici, se poate întâmpla orice. Sunt filați, verificați și dar tot ce trebuie. Dar nu sunt uniți, da, domnule. Nu, nu a fost niciodată. Cred că nici la Revoluție nu putem să spunem că a fost o... o mișcare de unitate nu, națională. Vreau să zic așa, nu ne-a ajuns să că cuțitul la os. De decembrie 89 n-a însemnat doar... a fost un moment de nemulțumire și pentru cei cărora era foame de bunuri materiale și pentru cei care doreau libertate și pentru toate categoriile de populație existau motive de nemulțumire. Acum există categorii de populație care, cum să vă spun, iubesc starea în care se află, cum există și nemulțumiți. Iar o parte din nemulțumiți sunt acasă, nu ies, nu se alătură. Aici e problema. Când se face masa critică? Deci, nu cred că e asta, nu cred că putem face o masă critică pe foarte atunci mare, dar ce pot să vă spun este că tinerii vor vedea că s-au speriat degeaba. Și că a protesta azi în România este nu doar un drept, ci chiar o obligație. A-ți fie teamă să și protestezi în România este ultimul pas înainte de emigrare sau de o viață proastă. Deci, au două variante. Fie blochează strada și nu știu ce va fi după aceea, dar e clar că trebuie să creezi un deranj, fie să transformă în partid. Altfel, protestul nu duce nicăieri. Bun, mulțumesc mult invitațiilor mei. O să luăm o scurtă pauză. Facem o anchetă în direct, dacă vreți. Noi facem oficiile de gazdă. GSP a făcut această anchetă. Foarte interesantă. Iar apoi avem o invitată care... face parte din rezistență, dacă vreți, rezistența de la Pungești și nu numai, ne va face niște dezvăluiri foarte interesante. Dar până atunci trecem la această anchetă, e vorba de o anchetă marca GSP, bani europeni, ancheta unor organisme europene, bani românești mulți și e vorba de ceva milioane de euro, cu un singur vinovat. Asta e de fapt ce spune Gazeta Sporturilor, faptul că toți procurorii încearcă să găsească un singur vinovat, tocmai pentru a fi protejați cei de prin ministere, de pe unde au lucrat ei. O să vedeți că e tot așa o chestie transpartinică pe filiera Dragnea sau Udrea Dragnea. Publicitate. Am revenit, suntem în direct, avem o anchetă care e spectaculoasă, nu doar pentru că e foarte bine făcută și se întinde în timp, ci și pentru că ea arată mecanismele odioase care țin România pe loc. Mecanismele prin care întotdeauna
politicienii știu să scape, mai ales să-i amuși cu toate alifiile, știu să scape. Dar culmea scapă și cei care semnează în locul miniștrilor, de exemplu, și ei supraviețuiesc tuturor regimurilor, mai sunt mutați de colo-colo. Dovadă că unii dintre aceștia sunt cu adevărat niște Highlander, nu pățesc absolut nimic. Ancheta despre care vom vorbi a fost urmărită de Gazeta Sporturilor, iar colega noastră de la GSP, Mirela Neag, este în direct cu noi. Să rămână. Bună seara! Și vom avea, prin telefon, îl vom avea și pe Cătălin Tolontan. E vorba, cum am spus-o noi într-o altă emisiune când am semnalat această anchetă în urmă cu vreo două săptămâni, de bani europeni care ar fi trebuit să ajungă într-o promovare a imaginii României în lume. Banii europeni n-au mai venit și atunci s-au dus din buzunarul banilor noștri, bani publici, către o firmă care avea doi angajați. Un electrician și o secretară cu o normă de două ore. Acum să nu fim foarte riguroși, dar doi angajați, după care au mai fost angajați trei oameni, 1,5 milioane de euro. Și era, se întâmpla pe vremea mandatului Elenei Udrea, cu ocazia Galei Bute. Deci cum ar veni firma respectivă, unde interese avea Rudel Obreja, trebuia să se ocupe de imaginea României în lume prin Gala Bute. Ce putem vorbi, ce putem povesti deocamdată pe această relație? De ce n-au venit bani europeni până la urmă pentru această firmă care să facă imaginea României? Era evident. Noi am, Gazeta Sporturilor a avertizat cu 3 luni înainte de desfășurarea galei, că Uniunea Europeană, Comisia Europeană nu o să deconteze niciodată bani pentru organizarea unei gale de box profesionist. Cu toate acestea, Ministerul Dezvoltării a mers mai departe, a încheiat contractul, a avut loc gala Bute, evenimentul, iar la sesizarea presei, și nu numai, Departamentul Antifraudă s-a autosesizat și a pornit, l-a verificat tot contractul, documentele da? Și a tras o concluzie dură, la sfârșit, după 7 luni de verificări, că doar 1% din cele 2 milioane de euro alocate au fost folosite pentru promovarea brandului turistic. Deci din 2 milioane, doar 2100... Cum ar veni frunza, ca să promovăm frunza. Restul au fost plăți pentru servicii. Deci din 2 milioane de euro, 1% înseamnă 20 de mii... 20 de mii de euro, da? Da, atât au fost folosiți pentru promovarea brandului turistic. Deci, practic, Uniunea Europeană n-a putut să deconteze aceste fonduri. Nu a suspendat. Și atunci banii s-au dus din buzunarul ministerului. Care a și garantat acest contract. Aha, interesant. Deci, într-un fel, ministerul devenea obligat să completeze acești bani. Da. Bun, ce treabă are aici Banca Română pentru Dezvoltare, BRD? Deci, Rudel Obreja, unicul acționar al firmei Europlus cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii, a deschis un cont de credit pentru suma garantată de Ministerul Dezvoltării. A avut loc deschiderea de cont cu 10 zile înainte de eveniment. Pentru a putea plăti serviciile galei. Aha. Și creditul și de din cât? Acest credit el a plătit toate serviciile. Creditul a fost exact suma din contract. Deci 2 milioane. Deci practic pentru că Rudel Obreja nu avea bani încă luați nici de la fonduri europene, nici de la minister, el cu acest contract cu statul până la urmă, prin Ministerul Dezvoltării, girează la Banca Română de Dezvoltare și primește 2 milioane de euro credit. Cheltuie. Fără nicio garanție imobiliară. Deci el a primit acest credit numai pe baza contractului încheiat cu Ministerul Dezvoltării. Ce e neobișnuit? Este neobișnuit, dacă eu mă duc, nimeni nu garantează
băncii, că eu nu mă duc și scot cele 2 milioane de euro din, și plec din țară. Se întâmpla tot pe vremea Elenei Udrea. Da. Păi știm cu toții că Elena Udrea era foarte bine privită de către BRD, ea fiind client BRD. Da. Ea a avut un credit la BRD de 3 milioane de euro, pe care l-a stins. Da? În urma acestui credit, banca BRD ar fi trebuit să câștige undeva la 250.000 de euro. Deci, practic, BRD a câștigat de pe urma creditului luat de doamna Udrea și domnul Cocoș 250.000 de euro. Deci, femeie serioasă, da? Păi și aici putem spune că banca a câștigat cam 100.000 de euro. Exact, am văzut la vână anchetă, da, din comisioane, din finanțare, 100.000 a câștigat și... În fine, noi avem și declarația lui Rudel Obrejan, în care ni s-a spus că i s-a recomandat să deschidă acest credit la Banca Română de BRD. Bun, mergem mai departe. Crezi că a fost un paravan promovarea asta a imaginii României pentru ca statul să ajute pe Rudel Obrejan să țină această gală în România, să o financeze? Că ea costă, evident, ca orice gală de box. Costă, dar... Oriunde în lume, o gală de box profesionist este o afacere privată, cu profit, în care de obicei cine organizator rămâne cu un bani în buzunar. La noi s-a implicat statul, statul a finanțat-o practic, iar profitul nu știm unde s-a dus. Și aceasta a avut și politicienii. Eu cred că astăzi un coleg mi-a deschis ochii și mi-a spus, dom'le, când ești politician și tot spui că ai făcut fapte mărețe, nu, dom'le, nu faci fapte de eroism pe bani publici. Exact. Pe banii tăi personal poți faci fapte de eroism, să dai bani, să donezi bani la case de copii. Dar când e vorba de bani publici, tu de-aia ești pus acolo, să utilizezi banii publici în scopurile în care ai voie, nu din punct de vedere legal, moral și așa mai departe. Că ei ne scot ochii câte fapte bune ne fac ei, dar de fapt le fac pe banii publici ai noștri. Ce observăm aici? Asta e foarte interesant. Oamenii aceștia n-au semnat. Spuneți voi, Elena Udrea n-a semnat nimic, niciun document. În schimb, cei care au semnat sunt bine mersi azi în funcții, doar că au mai fost un pic rotiți. Exact. Unii chiar promovați la alte ministere, dar tot în funcții... Cu semnătură grea. Cu semnătură grea și pe fonduri europene. Deci, unde... Noi tocmai suntem penalizați acum. Cu 1 miliard de euro, da, plătim înapoi. Deci am accesat 4 miliarde și un sfert îl dăm înapoi. Tocmai din cauza acestor deficiențe din sistem constatate de inspectorii europeni. Și o spune chiar ministrul Integrării Europene, dom'le, trebuie să dăm 1 miliard pentru că am cheltuit, avem multe nereguli în cheltuirea banilor. Una din nereguli fiind chiar aceasta pe care voi ați semnalat-o. Bun. Singurul vinovat este... Rudel Obrejan. Rudel Obrejan. Care i-a forțat pe toți să încheie contractul, să semneze, să emită chiar și ordine ministeriale prin care erau introduse la, ca eligibile cheltuielile privind organizarea unei gale de box profesionist. El e anchetat, Rudel Obrejan. Da. Chiar DNA-ul l-a chemat. Da. Dar ceilalți care au semnat de subminiștri, cei care au semnat documente. Au fost audiați și directorii din Ministerul Dezvoltării, au fost audiați și angajați ai Băncii Române de Dezvoltare, au fost audiați și membrii ai Biroului Federal, al Federației Române de Box, fiindcă multe plăți s-au făcut prin Federația Română de Box, dar decontate lui Europlus. Unei firmei care îi aparținea, da, lui Rudel Obrejan. De 700.000 de euro au fost plătiți de către Federația Română de Box pentru diverse activități din organizarea galei de box. Dar de contul l-a încasat firma lui Rudel Obrejan. Bun. Doamna Carmen Moraru, care a fost promovată. Da, da, la Ministerul Transporturilor. E la doamna Mănescu acum, da? Tot pe fonduri europene are semnătură? Tot pe fonduri europene. Ia când, ce v-a spus vouă când a semnat că a refuzat orice fel de declarație. Că asta e semnătura ei, nu? Când spune că banii europeni se vor duce la gala de box. Nimic. Da, nu avem niciun fel de reacție din partea niciunui director implicat în
Colegii, luați legătura și cu Cătălin Tolontan. M-ați auzit? Colegii? Eu nu vă mai aud. Am legătura? Bună seara, Cătălin Tolontan. Bună seara. Am văzut în urmă cu câteva săptămâni un apel al tău pe blogul tău, tolo.ro, în care, într-un fel, acuzai procurorii că nu dau drumul cercetărilor către toate numele din acest dosar și că se cam opresc cu toții la un singur nume. Crezi că sunt presiune asupra procurorilor să meargă strict pe direcția cu acest domn care are o mică firmă, Rudel Obreja? Hai să facem o înțelegere. E Mirela acolo în studio. Puneți întrebările dificile ei, vă rog frumos. Puneți-mi-le mie pe alea mai simple. Apelul era semnat de tine. Da, păi nu. Practic toată această anchetă, absolut toată, este realizată cu Mirela și la anumite episoade au contribuit și alți colegi ai mei. Uh-huh. Bun. Eu am spus și noi am spus ceea ce a spus, de exemplu, procurorul șef, postul procurorul șef al direcției, al secției din DNA, Lucian Papici. În interviu pentru Kamikaze, Lucian Papici a mărturisit că el însuși, în calitate de șef al anumitor procurori, n-a reușit să-i motiveze pe niște dosare, nu era vorba de acest dosar, exemple erau ale altor dosare, pe care procurorii, de exemplu, nu le-au dus la capăt. Și atunci a trebuit să facă rocade între ei, să-i motiveze pe alții, să-i schimbe de pe anumite cazuri, să aducă alți oameni, pentru că pur și simplu aceia refuzau. Asta era ideea, refuzau să mai continue dosarele. Deci, dacă omul care i-a condus în calitate de șef, atenție, n-a putut să determine anumiți procurori să ducă până la capăt dosarele și să valideze, să cerceteze de fapt toate pistele, evident că există situația asta, poate exista situația asta la toate dosarele. Și din informațiile noastre, ca să rezum, această situație invocată de Lucian Papi și pe alte dosare există și la acest dosar. Și anume, există o orientare parțială și se mizează pe teoria unicului vinovat, Rudel Obreja. Voi ați tras semnale de alarmă înainte să se dea banii aceștia și cu toate astea banii s-au dat. Nu conta că până la urmă s-au dat din banii ministerului, bani publici. De ce crezi? Pe ce crezi că se bazează politicienii când iau aceste decizii care contravin și legii și parteneriatului nostru cu Uniunea Europeană? Pe ce crezi că se bazează ei așa? De unde au tupeul ăsta ca, deși fiind cunoscută fapta lor, ei totuși semnează, iată, pe sume mari, 2 milioane de euro. Pe lașitatea, dacă nu lașitatea, măcar neimplicarea noastră a cetățenilor români. Fie că suntem jurnaliști sau pur și simplu doar cetățeni, în sensul în care nu avem o modalitate de a ne exprima, pe tăcerea oamenilor. Pe asta pentru că dacă oamenii ar spune, stați un pic, aceia sunt banii noștri și nu aveți nicio legitimitate să-i cheltuiți, așa cum spuneai tu, și în afara legii, și în afara oportunității, și în afara eficienței, și în afara regulilor europene, atunci, cu siguranță, ei n-ar mai avea, ca să te citez, tupeul de a folosi banii ăștia fără să dea niciun fel de explicație. Ceea ce susținem noi și ceea ce o să vă rog să o lăsăm pe Mirela să susțină, ea este ambasadoarea, ea este avocata ipotezei noastre în această seară și investigații pe care am făcut-o, este că acești bani n-au rămas la Rudel Obreja și că nu este el beneficiarul final al acestor bani. Avem informații care ne fac să susținem lucrul ăsta și, din păcate, ancheta a început să fie validată la un nivel la care inițial nu ne așteptam nici noi să fie validată și dureros pentru România. Știți, probabil, telespectatorii tăi cunosc, România s-a aflat acum câteva zile, va fi penalizată cu 1 miliard și este doar începutul, asta o putem spune noi, este, din păcate, doar începutul, vor mai fi și alte miliarde pe care România va trebui să le plătească, să le înapoieze Comisiei Europene. Sunt sume absolut uriașe, vorbim 1 miliard de euro. Și, practic, asta e spectaculosul din această anchetă, se vede mecanismul prin care, de fapt, România a pierdut acest miliard, că el a funcționat clonat, probabil, în toate ministerele, corect? Cu siguranță. Cu siguranță, pentru că sunt aceiași oameni și este același sistem și este, iată, noi avem două repere obiective. Ambele sunt
fapte măsurabile, da? Sunt hârtii înaintate de Serviciul Român de Informații de-a lungul ultimilor ani, care dezvăluia serviciul această rețea de non-absorpție, am numit-o noi, a banilor europeni, inclusiv cu nume și cu proceduri, cu creșterea averilor și așa mai departe, cu mutări dintr-un minister în altul, și este observația repetată care s-a, din păcate, s-a încununat prin această penalizare record în cazul României de 1 miliard a Comisiei Europene. În momentul în care se întâmplă lucrurile astea și oamenii ne penalizează la nivel național, da? Nu mai discutăm acum despre niște mici aranjamente, despre mici beneficii ale oamenilor politici, că își mai cumpără ceva imagine, Maria Grapini sau Irena Udrea sau Liviu Dragnea, sau mai își umplu unii de pe lângă ei buzunarele. Nu, aici discutăm despre un interes național care este sabotat pur și simplu din interiorul aparatului funcționăresc, care ar trebui să reprezinte interesul statului român și, așa cum s-a spus și în cazul Bute, explicit de către cei care au investigat situația inițial, cei de la DLAC, nu s-a apărat interesul statului român. Mulțumim mult, Cătălin, pentru această intervenție. Bună, urmăresc. O seară bună. Urmează o întrebare grea. Dacă mergem pe varianta voastră, în care contraziceți ce spun procurorii în acest caz, că rezultă din toate materialele că atât de tare e acest om, Rudel Obreja, încât a timorat toate instituțiile, toți miniștrii, să-i semneze contractele cum a vrut el. Da? Dom'le, așa a vrut, toți au semnat. BRD-ul a semnat cum a vrut el. Udrea n-a semnat, dar ministerul ei a semnat cum... Cum a dorit Rudel. Exact, dacă el e prezentat așa și Cătălin spune că se presupune că banii n-au rămas la el, cu ce completăm? Unde să se fi dus banii? Există mai multe posibilități. Să se fi dus în buzunarele lui Rudel Obreja, fiindcă există un profit dintr-un calcul elementar. Nu să chinuia să timoreze atâția miniștri omul dacă nu... Da? Da. Bun. Și omul e om de afaceri, nu? Profit, da? Sau dacă nu este pur și simplu una dintre afacerile, acțiunile, bani pentru partid. Noi am mai avut în urmă cu 2 ani o anchetă când ministrul Sorina Plăcintă, exact înainte de campanie electorală pentru prezidențiale, dacă ți-mi minte, da, în 2009. Da, 2009. Așa. A ordonat achiziționarea 6 patinoare din plastic, gheață artificială. Patinoare care au fost toate, deci au fost împrăștiate în țară, au fost toate câștigate, deci achizițiile au fost câștigate de firma MBS Group, firma unui consilier PDL. PDL. Da. Firma care a câștigat și construcția patinoarului de la Brașov și a bazinului de la Otopeni, investiții de 10 de milioane de euro. Și... Deci banii ăștia, voi când spuneți bani pentru partid, totuși partidele sunt pline de datorii. Dacă te uiți, și PSD-ul are 2 milioane datorii, și PDL-ul are datorii. Păi, frate, înseamnă că nu sunt pentru partid. Toate se descurcă în campaniile electorale. Da, deci înseamnă că nu sunt pentru partid, e mai rău, sunt bani negri. Sunt bani negri. Care vor fi folosiți în campanie electorală, să fie mituiți toți aia de votează cu deștul nas. Da. Aparatul. Exact. Bun. Întrebare. Elena Udrea, ca ministru, a știut de această afacere, că de Gala Bute era toată ziua cu Frunza și cu Lucian Bute? Și la conferințe Bute de presă a promovat evenimentul. Exact. Dar? Nu știm. Că ea n-a semnat. Ea dânsa nu a semnat ca multe altele. Deci nu a semnat, nu știu, cred că niște hotărâri. Hai să o luăm logic. Ar putea să nu știe? Ar putea să nu știe. Să nu știe despre circuitul financiar? Ar putea să nu știe. Și să fie doar operațiunea celor de la nivelul 2. Carmen Moraru. Cine e Carmen Moraru? Gabriel Friptu, cel care dă ultimul... Friptu îl cheamă? Da, care e directorul agenției de management din Ministerul Dezvoltării. Cel care dă ultimul aviz... E la Liviu Dragnea. Da. Cel care dă ultimul aviz pe toate proiectele pe fonduri europene.
Deci, practic, Gabriel Firtu, care era care stă de... la Ministerul lui Udrea, da? Acum este tot la ministerul lui Dragnea, același minister, da. Și bun. Care stă din 2007, de când s-a deschis primul ciclu de fonduri europene. Corect. Deci din 2007, 2007. E omul nostru de la fonduri europene. Friptu. Care deși a accesat doar un sfert din banii alocați, e bine mersi în aceeași funcție. Da. Eu, dacă mi-aș face treaba la serviciu, la locul de muncă, doar pe un sfert, a doua zi n-aș mai avea ce căuta. Corect. Colegii, îl căutați pe domnul Friptu să vedem. Poate vine mâine aici? Da. Am înțeles că există declarații de avere impresionante la unii dintre acești oameni. Da. Deci, deși își fac treaba prost și împotriva statului român, care trebuie să le plătească... erorile, să spunem, ei sunt plini de bani, lor le merge bine. Le merge bine și averile cresc. Cred că noi ziariștii suntem de vină. Că ne-am ales meseria asta. Da. Bun. Totuși te mai întreb o dată. E posibil ca Elena Udrea să nu fi știut? Este posibil. Este posibil ca toată afacerea să se fi derulat în spatele ei. Eu sincer... Ea totuși are o responsabilitate ministerială în... Ea a promovat evenimentul, a încurajat. Deci dacă Elena Udrea era proastă, aș fi zis că nu știe. Proastă nu e. Păi, cum adică? Tu crezi că Lucian Bute, Rudel Obreja, vin și îți plimbă frunza și fac poze cu tine săptămâni întregi, conferințe de presă gratis? Nu, fiindcă doamna ministru Elena Udrea a beneficiat totuși de imagine de pe urma acestui eveniment. Și probabil că la asta s-a și gândit în prima fază. Nu, ea a cules toată imaginea de atunci. Că, exact. Cum se spune, orice român nu, era fericit că acest eveniment se face aici. Ea a fost acolo la gală, a aplaudat. Problema este că ea finanța acest eveniment în mod ilegal și pe banii noștri. Da? Trebuia să o facă transparent, trebuia să spună, dă ministerul direct banii ăștia, nu știu, habar n-am. Ea tot spune atunci, bani europeni, bani europeni. Bani europeni, noi am susținut de atunci, am avertizat că Uniunea Europeană nu o să deconteze niciodată așa ceva. Și până la urmă am ajuns să decontăm noi toți. Da, noi avem tot tipul de decontat, da. Încă o dată felicitări. De ce cu BRD SMS? Contul dumneavoastră a fost debitat cu 1 miliard de euro. BRD-ul crezi că are vreo implicare? Una indirectă, aș putea spune. Adică? Ce implicare să aibă BRD-ul în afacere? Adică eu, ca aici, de exemplu, BRD-ul a câștigat niște bani. Dar nu cumva BRD-ul a fost și sponsor? N-ați găsit asta în investigația voastră? Nu, n-a fost sponsor al galei. Dar, într-adevăr, BRD-ul i-a dat unui cetățean fără nicio garanție. Fără nicio garanție, cu credit de 2 milioane. Exact, cum nu s-a întâmplat în nicio altă situație, spunea funcționarul bancar. Deci am vorbit cu foarte mulți consilieri pe fonduri europene și au spus că așa ceva nu se întâmplă. Da. Să primești credit fără garanții imobiliare. Vreau să fac un anunț. Mâine cu toții la BRD dau ăștia credite fără... Doar o hârtie vă trebuie. Exact. Dar să fie semnată cu cineva dintr-un minister. Exact. Iată, nu trebuie să fie chiar ministru. Și nu? Ministerul să garanteze, că plătește în orice situație. Da. Mulțumim, felicitări. Ăsta e mecanismul. Găsiți ancheta pe Gazeta Sporturilor și pe Tolo.ro. Asta e mecanismul prin care, prin toate ministerele, s-au fraudat bani europeni care încă n-au fost prinși, dar vor fi prinși într-un viitor, că ăștia controlează tot. Nu, când dau bani europenii, vor controla. Sau bani din bugetul... Nu numai că controlează, dar ei vor să-și recupereze și prejudicii. Bineînțeles, normal. Luăm o scurtă pauză, îi mulțumim invitatei noastre. Trecem la... gaze de șist, proteste în toată lumea, o membră a rezistenței vine la Nașu TV și să știți că nu glumesc, ci ne spune că
cam ce se întâmplă unui, să zicem, om care participă la aceste proteste, când dreptul acesta de a protesta este unul sfânt într-o democrație, chiar dacă uneori poți să protestezi lucruri exotice. Dar dumneavoastră ai dreptul, ți-a dat dreptul democrația să ceri jos luna, sus soarele. Pentru asta nu trebuie să pățești nimic. Așa cum, chiar dacă unii nu sunt de acord cu cei care protestează în stradă, nu există niciun drept al unei autorități să îi timoreze sub diverse forme pe acești protestatari. E, uite că se întâmplă și am spus-o mai de mult. Oameni obișnuiți au primit și pe Facebook anumite mesaje mai tari ca să-i mai cumințească. Publicitate, ne întoarcem în direct. Am revenit, suntem în direct. România au rămas șocați atunci când au văzut în puține transmisii TV, doar două erau, cum au ieșit țăranii să-și apere pământurile și cum au fost bine bumbăciți de către jandarmi. A fost o emoție generală în toată România și foarte mulți români chiar s-au deplasat acolo pentru a fi solidari cu pungeștenii. Invitata mea este Maria Olteanu. Bună seara! Bună seara! Și este împotriva gazelor de șist. Total. Și împotriva proiectului Roșia Montană? Și împotriva, bineînțeles. Și împotriva emisiunii Nașu TV? Nu. Nu am scăpat, TV. Considerată o eco-anarhistă, practic, nu? Și sunt sigur că ești pe lista neagră. Cu siguranță, ca mulți alții. Din ce mi-ai povestit, ce ai povestit colegilor mei. De fapt, asta zic, asta mi se pare foarte interesant, că cineva are un ochi pentru tine, da? Despre ce e vorba? Da, și mie mi se pare foarte interesant. Mă așteptam, ce să zic, la chestia asta, dar ieri mi-a nu fost... Nu mă așteptam și sunt ziarist de 20 de ani. Chiar nu credeam că niște protestatari, fie unii dintre ei și lideri, voluntari, pașnici, chiar vor intra în vizorul unui comitet, de astea, un comitet unde sunt mulți înțelepți ai patriei care vă analizează ca pe teroriști. Da? Da, pentru ei suntem o amenințare în acest moment, pentru că desfășurăm activități subversive împotriva regimului actual, nu? Adică informăm cât mai multă lume în legătură cu pericolele exploatării gazelor de șist și a cianurării. Bun, voi informați ceea ce știți sau credeți voi. Asta nu e obligatoriu ca toți românii să vă creadă, nu? Exact. Nu suntem obligați să credem tot ce se strigă în stradă sau să fim de acord. Care sunt semnele care ți arată că ești monitorizată? Da, ieri am avut o experiență foarte ciudată. Am să o povestesc pe scurt. E vorba de o persoană care m-a contactat pe Facebook, al cărui nume trebuie să rămână anonim pentru că așa am fost rugată, și a vrut să facă o donație pentru a sprijini campania noastră, pentru că am dat eu la un moment dat un apel pentru strângere de fonduri și persoana a preferat să nu facă o tranzacție prin bancă, tocmai ca să nu aibă probleme ulterior, gândindu-se că în România există o mașinărie de represiune a celor care sprijină într-un fel sau altul mișcarea. Și persoana nu locuiește în România. Ca să dau un exemplu, să înțeleagă oamenii că nu ești o teroristă, și la noi au venit mulți oameni care au vrut să cumpere o acțiune și ne-au rugat, dom'le, pot să vin să plătesc pe loc, că nu vreau să fac virament bancar, că mi-e frică de securitate care mă verifică și vede și nu vreau să se știe. Să nu vină să mă bată vreun miner mâine, poimine. Și asta era, acum ceva timp, când încă nu apăruseră revoltele de stradă. Deci, interesant. Încă psihologia asta exact, există în mulți dintre români. Bun, și? Da, persoana a venit în țară, ne-am întâlnit. Trebuie să menționez că persoana lucrează și locuiește într-un spațiu unde se vorbește limba germană. Eu vorbesc limba germană. Detaliile astea sunt importante pentru ce urmează să spun mai departe. Ne-am întâlnit, am mers la bancă, mi-a dat suma respectivă, după care am mai făcut câțiva pași și ne-am oprit undeva
la Rosetti, în fața, în fața unui restaurant cu autoservire care era închis sâmbăta. Cum stăteam noi acolo de vorbă, apare un individ care arăta destul de ciudat, s-a uitat foarte lung la noi, cumva intimidant, ne-am uitat și noi, după care ne-a făcut un semn că e cineva care ne urmărește în spate. Ne-am întors, era un individ care patrula în zona respectivă într-un mod cel puțin ciudat. Patrula în ce patrula, sens? Era, mă rog, în civil sau în uniformă? Era în civil. Civil. Așa. Vorbea la telefon, mă rog, era o prezență destul de ciudată în spațiul acela. Ideea era că a trebuit să, să ne facă atente că cineva ne, ne urmărește. După care, la o jumătate de minut, de pe altă străduță a apărut un bătrân, undeva la 75 de ani, cu pălărie respectabil și se proțăpește în fața noastră și primele cuvinte care ne-au lăsat așa foarte surprinse în limba germană. Bitte, was macht ihr da? Ce faceți, vă rog, aici? Persoana a răspuns cumva foarte natural în limba germană, stăm de vorbă. După care și-a dat seama individul că nu poate să susțină conversația, a încercat să vorbească puțin în germană și ne-a explicat în limba engleză, deci a trecut în limba engleză, să ne spună că noi nu avem voie să ne aflăm în acel moment acolo, pentru că este un spațiu public din fața unui restaurant și deranjăm. Restaurantul, menționează, era închis. Că în țara asta există reguli, există legi și nu poate chiar oricine să blocheze o intrare. După care, mă rog, a început o discuție total suprarealistă. În fine, m-a acuzat că sunt prost crescută pentru că eu tot îi spuneam să plece, să ne lase în pace. Mi-am dat seama despre ce e vorba, că e o intimidare. Și... da, când i-am spus că o să chem poliția, mi-a spus că el este poliția. Zis, ok, oricum pun mâna pe, pe telefon să sun. Dar nu putea să fie un nebun așa? Dus nu. Nu. În acel moment, în locul acela, cum s-a petrecut toată scena pe care v-am descris-o cu cel care a venit și cumva ne-a făcut atente că urmează să se întâmple ceva. Deci acesta a fost un avertisment. A fost o chestie pusă în scenă tocmai ca să ne arate că se știe despre ceea ce facem noi acolo, cu limba germană, în primul rând. Deci abordarea în limba germană a fost un semnal pentru noi să se știe că, ok, știu... Da, interesant. Știu ceea ce faceți și de unde veniți. Am discutat cu foarte multă lume și, clar, deci chestia asta nu avea cum să se întâmple doar așa. Nu, a fost un șir de coincidențe. A fost un avertisment. Să... Stăm în banca noastră. Și mă gândesc că ei s-au temut de această persoană, s-au temut în sensul că au crezut că vine cu o sumă foarte mare de bani, venind de undeva din afara țării și au vrut să o intimideze. Persoana oricum era speriată și au zis să-i dea și ei o lecție, altă dată se mai gândească înainte să facă asemenea donații și să-mi arate și mie că da, se cam știe de activitățile pe care le fac și ar fi bine să stau în banca mea. Pauză. Cât timp donațiile sunt legale și le se mai fac și cu bani curați din bancă, n-au ce să fac. Punct. Asta bun. Știu și eu. Când ai ajuns pe partea asta a baricadei să protestezi împotriva unor proiecte ale statului român? Da, deci am ajuns... destul de vreme, undeva prin 2011, când am început cu Roșia Montană, dar cumva nu era pericolul atât de mare. Adică se simțea ceva în aer. Eu eram pe atunci la Berlin, unde am și organizat o dezbatere pe tema aceasta. Și apoi când m-am întors în țară, am aflat, de fapt, aflasem deja din... Dar de ce n-ai rămas tu acolo afară? Ce îți mai trebuie ție? E o întrebare foarte interesantă. Eu am venit... la sfârșitul lui martie 2012, înapoi în România, după mai mulți ani petrecuți în afară, tocmai pentru că am simțit cumva pulsul pieței universității de colună și ceva înainte, poate să producă o schimbare în țara asta. Și chiar m-am întors cu speranța că ceva s-a schimbat în România.
Tu de-aia și plecând, când nu-ți plăcea ce e în România? Nu, am plecat cu o oportunitate și apoi s-a întâmplat să rămân. Deci nu mi-am dorit niciodată să părăsesc România. Bun. Totuși, cum poți să protestezi împotriva unei puteri care s-a instalat spunând că ei nu vor da drumul niciodată gazelor de șist, niciodată Roșia Montana, acuzându-i chiar pe ceilalți că ei sunt niște criminali și niște teroriști? Cum să nu protestezi împotriva unui asemenea regim? Păi nu, asta e întrebarea. E atât de aberant încât, eu chiar acum mă gândeam, zic, dom'le, cum să-i spui unuia, e ca și cum i-ai spune unuia nebun, ai încercat să ai o discuție civilizată sau o discuție inteligentă cu el. Dacă acest guvern a fost în stare de o asemenea fraudă electorală și stă acum se ascunde de 2 luni de zile, pare să că nici măcar un protest, cât ar fi de mare, nu are ce să facă sau ce să schimbe. Aici vreau să te întreb. Tu crezi că veți reuși să schimbați ceva? Eu sper cu toată tăria că vom reuși să schimbăm ceva. Altfel e o chestiune de viață și de moarte deja. Deci nu mai vorbim, vorbim de corupție, de cât s-a furat în țara asta. Acum ne este amenințat mediul în care trăim. Apa, pământul care ne hrănește și aerul, sănătatea și viața până la urmă, nu? Adică deja nu mai vorbim de chestii soft, cum ar fi corupția, care deja a ajuns o chestie soft față de ceea ce urmează dacă începe exploatarea gazelor de șist în România. Și bineînțeles proiectul de la Roșia Montană și toate celelalte proiecte din zona munților Apuseni și din Maramureș, de exploatarea metalelor neferoase. Dar dacă tu exagerezi acum și dacă românii zic, domnule, eu îl cred pe Ponta, care îmi spune acum că s-a răzgândit și că e bine cu gaze de șist. Și poate pe ecoanarhiștii care sunt plătiți, iată, de ruși, de nemți, de... Și de nemți acum suntem plătiți? Sau? Da. Păi nu, zic apropo de episodul ăsta, că a venit doamna din Germania și imediat trebuia să apară un pensionar cu bastonul și știa germană. De ce crezi că fac rău? Adică, știi, oamenii nu știu ce e gazul. Dar amită gazul de șist, dar amită exploatările astea prin fracturare. Da. Om obișnuit, da? Țăranul de la Pungești e doar atâta, că unii au venit să-i fure pământul, atât. Nu, țăranul de... Ce știu oamenii de acolo? Țăranii de la Pungești știu foarte bine ce urmează să se întâmple dacă începe. Știu că o să le fie distrusă apa, o să fie otrăvită apa, ceea ce e un proces iremediabil, da? Deci pe lângă apele de suprafață, acviferul o să fie poluat iremediabil cu aceste substanțe care sunt introduse în sol și care rămân acolo în proporție de 90%. Deci am aici datele unui nou studiu care... Te referi la apa aia care se pompează? Apa care se pompează și de care industria spune că este recuperată în proporție de aproape 100%. Ei bine, date oficiale din Statele Unite ne arată că de fapt doar... între 8 și 14% din toată această apă este reciclată. Restul rămâne în subsol și urcă, datorită proceselor geologice, urcă până în acvifer, undeva la 25-50 de ani, apa ajunge în acvifer și atunci e game over. Deci afectarea pânzei freatice nu o să se petreacă instant. Vor fi celelalte... Doar în cazul unor accidente. Nu doar în cazul unor accidente. Nu zic, în cazul unor accidente, ea se poate petrece instant. Dovadă ea se poate petrece, ce da. S-a întâmplat deja în România, în anumite zone, unde gust la apa... La izvoarele, exact. Să spunem lucrurilor pe nume. La izvoarele și chiar la Fitionești, în județul Vrancea. Uh-huh. Și acolo s-a otrăvit apa? Și acolo, da. Și acolo există o sondă despre care, mă rog, se fac diverse speculații. Poate merge și acolo odată, să vedeți și dumneavoastră cum arată sonda și să discutați cu localnicii. Și acolo, la fel, s-a întâmplat ceva foarte ciudat, a dispărut apa din fântâni și când a reapărut, cu o, peliculă da, urât mirositoare. Probabil petrol, cine știe. Nu știu dacă a fost petrol, sonda nu arată ca o sondă de extracție a petrolului, e o sondă de extracție a gazelor.
Acum că sunt gaze de șist, că nu sunt gaze de șist, nici consilierii locali nu știu, pentru că toate lucrurile astea se ascund. Se ascund inclusiv de către factorii de decizie la nivel local. Sau cei care ar putea fi incomozi. Bun, dar uite că la Pungești și acolo ușor, ușor se mai stinge. Mai sunt puțini oameni care sunt treji. Își păzesc pământul. Oamenii sunt treji tot timpul. Nu trebuie să stea în câmp. Oamenii au de lucru. Deci oricum a fost ceva extraordinar ceea ce s-a întâmplat acolo. Timp de 2 săptămâni oamenii au întreținut deci tabăra. Deci nu se stinge. Nu se stinge. Deci ăsta este mesajul către toată lumea. Ce se întâmplă la Pungești urmează să se întâmple și de acum încolo. Faptul că oamenii nu stau tot timpul acolo, pentru că nici nu e justificat. Ce ar putea să facă până la urmă? Ei dacă aud că utilajele vin, și asta se știe, se află din timp, ele sunt undeva în apropiere de Vaslui, la 40 de kilometri de tabără, și când se pornesc astea, se dă alarma și ies țăranii cu furci și cu coase, pentru că alte arme nu au, să-și apere pământul. Deci nu e nevoie să stea tot timpul în tabără. Aș vrea să înțeleagă... Da, asta este, cum se spune, un atac la adresa urânduirii. Să ieși cu cursa și cu... Dacă vine o companie să facă investiții. Că asta a spus guvernul. Da, da, da. Păi o să vă arăt, poate arătați dumneavoastră niște filme... în care și alți oameni, alți atacatori la integritatea și siguranța statelor din Marea Britanie, din Canada, aleg să-și apere pământul, de fapt. Deci sistemul îi consideră niște atacatori, niște instigatori, doar că acești oameni nu fac decât să-și apere pământul. Și forțele de ordine din apărătorii cetățenilor, de fapt, se transformă în apărătorii intereselor companiilor private. Unor companii private. Unor companii private, da. Alea binecuvântate de putere. Da, cele care, mă rog, sunt... Păi bun, și dacă mai... ies și eu cu pixul pe stradă, că ăsta e utilajul meu, nu o să ne bată jandarmii bine? Ne bat și ne țin în casă, ne mai și amendează cu 100 de milioane de lei. Probabil asta urmează să se întâmple. Deci e un crescendo al... Avem cum să ne punem lucrurilor... cu acest aparat represiv? Eu cred că da. Dar pentru asta trebuie o mobilizare masivă a societății civile în România. Da. Oamenii trebuie să iasă din starea asta de teamă sau de chiar de apatie, se gândesc ok, sunt unii care protestează, poate chiar o să și dărâme guvernul la un moment dat, sunt solidari cu noi de pe margine, dar cred că e important să menținem această presiune și să o menținem și în timpul săptămânii. Pentru că ce se întâmplă acum cu plimbările de duminică, mă rog, nu reușim să blocăm foarte tare activitățile statului. Mm-hmm. Deci când vor fi proteste de 10.000 de oameni în timpul săptămânii, atunci va fi un semnal de alarmă tras guvernului că nu se mai poate. Da, dar problema este că toți oamenii care protestează astăzi sunt oameni care și muncesc. Deci dacă ne uităm la toți, toți merg la serviciu. De fapt, de aceea s-a și ales varianta asta cu duminica. E singur, duminică seara au renunțat la a ieși poate la un film sau la o terasă, tocmai pentru a fi această mișcare civică puternică, frumoasă. Hey. Că dacă și muncești, când naiba să le mai faci? Asta e o întrebare foarte bună. Tocmai asta se încearcă, nu? Sistemul tocmai pe asta se bazează, că oamenii sunt atât de prinși cu grijile lor cotidiene, încât nu mai ajung să mai se gândească și la schimbarea guvernului. Eu zic că ce se întâmplă acum în România e ceva extrem de grav și că oamenii trebuie să-și lase, măcar și pentru o zi, două pe săptămână, să-și lase cât, pentru câteva ore jobul, să se organizeze în așa fel încât să vină la un protest deci, de mare amploare. Deci, practic, tu crezi că trebuie schimbat sau dărâmat sistemul ăsta ticăloșit, da? Da, deci clasa politică actuală nu ne mai reprezintă absolut deloc și sunt, cred că, în țara asta peste 50% cu siguranță care nu se mai consideră reprezentați de acest regim, chiar dacă ei nu ies în stradă. Ei sunt acolo. Da, dar care regim? Că dacă pică ăștia, pe cine să pui în loc? E o problemă asta de sistem. Tot analizând discuțiile, chiar și în grupul Unit Salvăm Roșia Montană, am descoperit niște oameni extraordinari, niște oameni... A, în stradă? A, pe în stradă găsim și miniștri și prim-miniștri și
parlamentari și... Putem să ocupăm scaunele a 50 de guverne cu oameni de 100 de ori mai competenți decât actualul guvern. Deci lucrurile astea sunt deja cunoscute de către cei care merg la proteste. Nu asta e problema. Deci chiar avem cu ce să schimbăm clasa politică actuală. E o falsă problemă care se încearcă a ni se băga pe gât că nu avem, de fapt, nicio alternativă. Alternativa există, doar că avem probleme cu formarea de partide. Cu... Deci în 90 Iliescu ne spunea că dacă mai facem gălăgie și nu intrăm repede în case, o să plantăm flori cu minerii și s-a ținut de cuvânt. După care ne zic că dacă facem gălăgie și nu suntem cuminți și nu lăsăm SRI-ul să se înființeze și să cu evenimentele de la Târgu Mureș, o să ni se ia și Transilvania, și Oltenia, și Moldova și o să rămânem doar în București. Acum, deja Adrian Năstase și alții au lansat ideea că, băi copii, nu dărâma sistemul, că atunci ne iau ăștia Transilvania, Soros, da? Și exploatează el aurul. Moldova ne ia Putin, vine și ne ia. Și asta mai degrabă aș crede eu, că acolo, într-adevăr, Moldova, trebuie să vedem ce se întâmplă acolo. Ai văzut 100.000 de oameni azi aproape în stradă, pentru că ei vor spre Europa, nu vor spre CSI, la Chișinău. Și o să rămânem doar cu Bucureștiul și puțin în jos, în Oltenia. Adică ne ia Rusia, Moldova noastră, partea noastră de... Da. Legende pe care le dau ei. Bun. Ok, e interesant. Adică vă nu vă e frică că dacă dărâmăm sistemul ăsta, rămânem fără țărișoară? Da, e o glumă tare bună, ce să zic. Mă face să zâmbesc. Mă întreb Muntenia cine o ia? Turcia da? Sau... Uite, daci liberi, da. Așa, asta e la Sucevița, da? Colegii ce-am arătat. Au fost și la Putna, au încercat să caute chiar pe proprietatea mănăstirii. Da, lângă zidurile mănăstirii deja s-au produs... Și pe proprietatea, era tot proprietatea mănăstirii. Da, se fac și în cimitire, deci nicio problemă, au întins cablurile și peste cimitire. Dar dacă ne umplem de bani, noi doi, după gazele astea de șist și cu tot poporul în spate? Poate dumneavoastră, mie nu cred că o să-mi dea nimeni. Am încercat la Gazprom, am... mers cu Jalba în proțap, nu a curs nicio rublă. Da. Asta e ideea, dumne, o să facem bani în gazele de șist. E o idee... Eu n-am văzut niciodată să facem... Când policienii au zis că o să facem bani, am știut că vor face ei bani. E o dar idee noi nu. La fel de amuzantă ca cea cu dispariția României dacă dăm jos sistemul. Deci, în primul rând, că vorbim de o redevență jalnică, penibilă, 3,5%, da? Și guvernul a anunțat că, de fapt, vor fi scutite de taxe toate aceste companii care vor extrage gazele de șist, pentru că, vezi, Doamne, e o industrie care trebuie să ia avânt și trebuie să fie sprijinită de regim, nu? De guvern. Deci, România, teoretic, s-ar alege cu 3,5%. Asta dacă nu o să fie și mai mică redevența de 3,5%, pentru că... Se negociază, da. Celelalte sunt secrete, cum știm foarte bine. Deci doar pe cele trei perimetre din Dobrogea avem redevență de 3,5%. Dincolo de asta, mitul joburilor e un mit foarte... drăguț, dar cum știm foarte bine... Așa am auzit că pe ăștia de la Pungești îi urcă pe toți într-un autocar mare, mare de tot, îi trimite în Statele Unite, îi școlesc acolo și după aia vin și ei vor fi cei mai mari petroliști și gaziști ai... Da. Exact. Da, deci cine crede în poveștile astea, da, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cred că ar trebui să mai citească puțin. Sau... Bun, crezi că există interes rusesc în a sprijini aceste proteste? Pentru că se știe, sau asta ni se spune, că dacă vom porni exploatarea gazelor de șist, rușii se vor umple de rușine și de oftică și nu o să ne mai vândă nouă gazul și atunci ei mor de foame, pentru că nu o să mai aibă banii noștri pe care noi îi plătim. Astăzi noi plătim cel mai scump gaz din Europa. Haideți să vă arăt legat și de treaba cu Rusia. Da, deci teoretic, așa, dacă e să... Și că se dărâmă Imperiul Sovietic rusesc, pardon, analizez dacă... de departe, de la
expert forum sau forum expert sau să ai o imagine macro a politicii în domeniul energiei, poți să spui că Rusia ar fi perdantă în acest joc, nu? Numai la prima vedere. La prima vedere. Numai că eu am aici niște, tabele pe care mi le-am printat direct de pe site-ul Eurostat, deci site-ul oficial de statistică al Uniunii Europene, cu date, date furnizate de Guvernul României, care spun, deci am aici un tabel cu producția primară de gaz natural, da? Ideea care e? Deci ideea e că România este producător, era la nivel de 2011, nu s-a schimbat mai nimic de atunci, era producător net de gaze naturale. Încearcă să ne... Ce înseamnă să producător net? Deci produce mai mult decât consumă. Ah, interesant. Produce, România producea 130%. Aș vrea chiar pe calea asta să rog pe cineva din Ministerul Economiei să explice aceste date. Cum se face că România în acest moment importă gaze de la Rusia în condițiile în care noi de fapt producem mai mult decât asta consumăm? Asta e tare. Colegia, verificați asta mâine, da? Că și eu sunt curios. N-am știut că suntem... Că acum hai să o luăm logic. Pe vremea lui Ceaușescu era industrie în România de 500 de ori mai multă, da? Fabricile au fost tăiate. Deci n-are cine să mai consume gaz, da? Olchimul cred că sunt în șomaj, nu știu de care, da? Tehnic. Și, da, se dorește închiderea... Deci nu mai sunt mari consumatori de gaz. E pe undeva, s-ar putea să fie corectă informația, dacă e dată și de guvern în 2011, era Boc, nu? Da. 130% pe Boc îl mai credeai. Pe Ponta nu pot să cred nici când ne spune că plouă. Bun. Dar mai avem o informație interesantă. A, și ce mai vreau să mai spun, scuze că vă întrerup. Deci România e, de fapt, printre cei trei producători neți din Uniunea Europeană de gaze. Deci în Uniunea Europeană toate celelalte țări în afară de Norvegia, care știm că are niște rezerve imense de gaze, Marea Britanie și Olanda, care produce în offshore, de fapt pe patru state, sunt producătoare nete de gaz. Da. Deci în condițiile acestea, tot mitul ăsta al independenței energetice pică prin expunerea a două documente. Bun, care dar trebuie să le verificăm, să vedem ce înseamnă asta. Dacă e adevărat că noi producem cu 130% din cât consumăm, trebuie să vedem despre ce e vorba. Cert e că ni s-a mai spus că doar vreo 10 ani mai avem aceste rezerve, după care o să murim de frig. Pot pe această cale să vă dau o sugestie, dacă ați putea să-l invitați pe domnul Justin Andrei, care a fost directorul Institutului de... A spus despre rezervele de gaze naturale care există undeva în podișul Transilvaniei. Avem rezerve în Marea Neagră, care iar sunt imense, dar pe care de fapt nu le mai avem, că nu mai sunt ale noastre și știm bine și de ce. Deci există resurse de gaz convențional în România și există pentru poate următoarea sută de ani. Și aici nu sunt doar speculații lansate de părerologi din Statele Unite care încearcă să activeze bursa. De ce aveți voi treaba asta cu Statele Unite? Că de fapt, puteți să știți un lucru. Guvernanții noștri sunt niște bandiți. Da? Toți. Și ce fac? În spatele Chevron au mai construit încă 20 și ceva de firme. Multe sunt ale lor. Lasă impresia că Chevronul face peste tot șantiere. Da? Ca să obțină sprijin american. Da? Și, de fapt, interesul lor ei ar putea la un dat Chevronul să nici nu mai exploateze. Că Chevronul, dacă mai face 2-3 erori pe care le-a făcut până acum în România, va pleca. Părerea mea. Bun, nu-i cunosc. Să vă audă va pleca, cineva pentru că pe undeva. Nu ai voie ca o companie atât de mare să faci blaturi, dealuri
cu câte un primărel care fură pământul sătenilor. N-ai voie. Au făcut lucruri mult mai grave prin lume, deci nu cred că să se rușineze de... Eu nu pot să-i acuz că nu știu ce au făcut peste tot. Am văzut filme, am văzut documente. Eu vreau să văd că în țara asta te comporți corect și civilizat dacă vrei să vii să construiești ceva în țara asta. Dacă există un regim, un guvern care să te sancționeze când nu faci corect. Ceea ce trebuie. Corect. În momentul în care guvernul i-a dat cale liberă, ba se duce chiar la Washington și spune că va face tot posibilul pentru protejarea intereselor Chevron în România, atunci despre ce vorbim? Deci Chevron are acum mână liberă să continue. Ei, de fapt, tot când spun, când vezi în gura lor aia spurcată Chevron, tu gândește-te că îi spun tot timpul firmele noastre. Că offshore-uri băgate în toate companiile alea, sunt 26, care au... Da, le-am numărat și eu și le-am analizat pe fiecare. Eu cred că 75% sunt firme ruso-românesco cu offshoreze, cam așa ceva, da? Deci unde avem ruși, români, americani, probabil, bandiți și tot ce vrem noi acolo. Da, avem toți acești bandiți, cum a fost și în cazul Roșia Montană, când au venit niște prădători, niște păsări de pradă, care și-au dat seama de o oportunitate, au concesionat terenul respectiv, pe care ulterior urmează să-l vândă unor companii capabile să facă extracția, pentru că compania de apartament al lui Conu Gică de la primărie nu poate să facă exploatare. Da, vin companii mari, cum e Chevron, cum e Shell, cum sunt alți mari jucători de pe piața mondială de gaz, care vor face exploatarea, vor cumpăra aceste permise. În mișcarea asta internațională împotriva gazelor de șist, e puternică? Mișcarea asta e extrem de puternică. Ea e prezentă pe toate continentele în acest moment, pentru că trebuie să știe toată lumea că problema gazelor de șist și a fracturării hidraulice nu e doar o problemă a Europei și a Statelor Unite. Deci agenți sponsorizați de Gazprom, cum ne consideră ei și încearcă să manipuleze populația să creadă lucrul ăsta, există peste tot în lume în acest moment. Și dacă ați arătat imaginile, imagini din Canada, din Marea Britanie, Polonia, din Franța, din Polonia, din Argentina... Dacă voi sunteți niște ecoanarhiști adevărați, pe bune... Asta dacă rămâne... sunteți niște spioni sau niște agenți care vreți să dărâmați independența energetică a guvernelor României. Am putea fi și asta cei drept. Să ne investigheze organele abilitate să facă lucrurile. Dar tu ai încredere în organele astea abilitate că nu vor veni, vine un comunicat de ăla și vor spune așa, Maria Olteanu, 24 de ani, condamnare, ecoanarhist. A primit fonduri din străinătate ca să dărâme regimul democratic al... Nu vă speriați copiii, asta e la desene animate. Suntem la rubrica desene animate. Stați liniștiți că noi vă apărăm, da? Pe toți ecoanarhiștii vă apărăm, da? O să mă certe iară Ghiță. Iară mă certă Ghiță. Ghiță e patronul de la RTV. Aha. Și el, care n-a făcut presă în viața lui, mă ceartă pe mine care fac presă de atâția ani că noi sunt irresponsabil. Că transmitem salutări și noi ce se întâmplă. România TV de la piața Universității. Foarte călduroase. Da. Mulțumim pentru Cred. Acoperire. Bun, să încheiem cu două lucruri. Presa locală și o informație pe care ne-o dă invitata noastră, care l-a cunoscut pe celebru Friptu de la Ministerul unde sunt banii europeni, de la dezvoltare, nu? Să zicem, da, n-am lucrat direct cu el. Nu, dar informația era... dată, deci omul e din 2007, stă stâlp din, de când... Din 2008 știu că ieșise la pensie, da. Da. Trebuia să iasă trebuia la pensie. Exact, și asta e informația cheie. Deci omul care este și puțin securist, așa spun colegii de la Gazeta Sporturilor, din 2007 e la stâlpul fondurilor europene. Și șeful statului și premierii au spus că n-am știut niciodată să facem o absorție bună, dar băiatul e acolo. Trebuia să fie pensionat în 2008, dar fiind atât de specialist și probabil atât de puțin securist, trebuie păstrat acolo cu orice preț, pe niște salarii, și vă dau o informație, la vremea respectivă, în 2007-2008, 2009. Se propusese un salariu de peste 150 de milioane de lei.
Exact, da. Erau cele mai mari salarii din toate ministerele din România, la Ministerul Dezvoltării, la programul operațional, la POR, deci la structura de implementare a programului, tocmai în ideea că ei făceau absorpție de fonduri și că trebuie să și fie stimulați în acest sens. Deci, ca să încheiem cu Elena Udrea, cu care am început astăzi o parte a emisiunii legată de investigații, Elena Udrea, da, este atât de iubită de sistemul ticăloșit, pentru că ea niciodată n-a făcut nimic împotriva acestui sistem. Ea numai cu gurița zice ea că face și drege. Dar despre domnul Friptu, de ce nu ne-a zis când ea era ministru al dezvoltării? Dar despre alți fripți care sunt acolo pe ministru. De fapt, da, nu, fripții suntem noi, mă, noi suntem fripți, așa e, da. Zice, Elena Udrea știe ce au spus americanii lui Ponta. Bă, tare de tot Elena Udrea, zice pe bloc. M-am dus să văd ce zice pe bloc. Ea e vizată într-o anchetă de Gazeta Sporturilor de 2 luni, da? Friptul ăsta era și când era ea la minister. N-a zis niciodată de Friptul. Dar Elena Udrea zice, ce au spus americanii lui Ponta? Pe noi nu ne păcălești. Pe noi nu ne păcălești, Ponta. De unde o știe Elena Udrea informația asta? Da. Și încheiem cu demisia. Demisia cui? Demisia actualului guvern, dar totodată și a președintelui Băsescu. Pentru că o să se supere foarte tare președintele Băsescu pentru că îi cer demisia. Îmi pare rău dacă dumneavoastră o să suferiți foarte tare. Că... Eu nu mai sufăr pentru nimeni, afară cu toți. Aș da mâine, dacă aș putea mâine, aș da jos pe toți și aș ști ce aș face? Aș alege numai din străzile României, din toate orașele, aș alege, cred că la întâmplare, la întâmplare va fi mai bun ministru, mai patriot decât orice hoț din acesta, mai muncitor, da? Mai calificat cu școli pe bune și nu cu pontorate de astea, era să le zic, doctorate, da? La întâmplare, dragi români, la întâmplare, colegii mei au fost afară, i-am văzut și eu pe câțiva aici la masă. Pe oricare, repet, i-aș alege și aș pune de mâine, luați cheia României, hai, dați-i drumul, creșteți România, faceți o țară din plantația asta, că am ajuns o plantație aici, de, nici bumbac n-avem. Vorba unui invitat al nostru zice, România e o țară bananieră, zicea ministrul ăla, cum îl cheamă, ăla micu, îmi scap acum. Și nu Șova, ăla micu, mă, care se contrazicea pe el. Nu Constantin, mă, ăla, secretarul de stat de la Finanțe. Voinea, așa. Voinea, deci da. Nu-i știi, că n-au nimic, n-au nicio faptă memorabilă, zici că știi miniștri. Bun. Deci zicea Liviu Voinea că doar țările bananiere își vând resursele. Și de când a devenit ministru, și-a schimbat părerea. Doar țările bananiere își vând resursele la prețuri mult mai mari. Corect. Undeva în Zimbabwe redevența e la 30%. Și am și în sensul ăsta, am niște studii care detaliază redevențele pe state, comparații cu state africane. Deci România... Da, dar mai e ceva. Țara bananieră rămâne totuși cu bananele. Cu bananele. După ce își vinde. Noi nici cu bananele nu rămânem, da? Că nu le avem. Da, o să rămânem cu un teritoriu pârjolit. Da. Trecem pe presa locală, colegii mei vor da imagini în continuare. Mi-a plăcut cum îmi spuneau câțiva prieteni cu care m-am întâlnit. Zice, băi, eu că vreau să văd Roșia Montană, gaze de șist, să văd dacă poți circula prin București sau nu, să văd ce mai cer oamenii, dau pe Nașul TV, că doar aici poți să vezi. Doar că într-o bună zi nu va mai fi suficient. Eu cred că într-o bună zi toți românii vom fi în stradă. Că nu ne dau de ales acești politicieni cu blaturile lor politice transpartinice. Mititelu versus Olguța, zice Gazeta de Sud, acuzații de șantaj și bătaie. Eu cred că într-o bună zi acești doi oameni se vor iubi foarte mult. La cât să bat, nici în filme italiene n-am văzut atâtea bătăi. Cred că pe ei doi v-ar scrie love într-o bună zi. Tribuna, premier de Sibiu. Premierul Ponta le-a dat vești bune pensionarilor de la Sibiu. Și celorlalți pensionari? Nu? Mărirea pensiilor este prioritatea guvernului. Păi normal, vrea voturi, dragi pensionari. Măcar cereți-i bani, negociați la sânge. Negociați la sânge, dragi pensionari. Da, ia să vedem.
Zice, roșiile și pancartele cu mesaje împotriva proiectului Roșia Montană au fost armele cu care primul ministru a fost așteptat vineri la prânz în fața sălii Italia. Aici s-a desfășurat conferința națională a Organizației Pensionarilor Social-Democrați, unde seniorii și-au ales noua conducere, eveniment la care Ponta a fost invitat și la care a participat alături de Dan Șova. Da, deci 80 de protestatari. Am văzut și eu imagine, colegii, dar penibil să n-ai tupeu instalație, să te duci ca premier în fața 80 de oameni, să spui ceva. Replica de Constanța. Tatăl Simonei Halep a dedicat turneul de la Sofia fanilor și familiei. Crește pe zi ce trece, Simona, extraordinar. Acest sportiv, ea e o ambasadoare a sportului românesc, și frumoasă, și talentată, și în curând intră în top 10. Obiectiv, vocea Brăilei. Chinez pe meleagurile brăilene. Și că bărbatul a intrat legal în România, în scop de afaceri, însă a uitat să mai plece. O fi de bine, sper, sau nu. Nu mai avem timp. Succes în lupta cu sistemul. Mulțumim, avem nevoie și cred că ar trebui să iasă din ce în ce mai mulți oameni în stradă, pentru că chiar e un moment de cumpănă în democrația românească și așa șubredă. Deci, dacă ați urmărit dezvoltările din ultimele săptămâni, în care mai mulți oameni au fost supuși intimidărilor, represiunilor și chiar agresiunilor, da, forțelor de ordine, deci ne îndreptăm cu pași repede spre un stat totalitar. Vezi demisia directorului de la Poți Institutul fac o de... corecție? Nu. Suntem în stat. Suntem. Îi fac ce vor cu noi. Deci, da, din moment ce opoziția nu face nimic, pentru că, de fapt, sunt toți acolo lipiți cumva, neavând de cu cine să ne apărăm, trebuie să ne apărăm noi cu trupurile noastre. Nu avem ce face. Exact. Doar că românii nu cred că vor ieși acum mulți. Sper să mă contrazică. Singura diferență față de perioada comunistă e că acum se poate pleca din țară mult mai ușor decât atunci. Deci nu ești blocat. Mm-hmm. Doar că nu e la mână, îndemâna oricui și cred că nici foarte mulți nu-și doresc să părăsească România. Vor să trăiască unde s-au născut. Vedem. Tocmai de aia trebuie să iasă în stradă și să lupte pentru țara asta și pentru democrație, pentru o democrație adevărată, participativă, în care vocea oamenilor ca mine, ca dumneavoastră, e ascultată. Nu, că ei ne ascultă. Cred că Ponta, când ajunge acasă seara, ia de la Nașul TV înregistrările și le pune așa, fundal sonor. Nici nu cred, da, că se mai deranjează Ponta. Ponta trăiește într-o realitate, nu pot, da, să-i mai spun domnul Ponta, îmi pare rău, trăiește într-o realitate paralelă societății românești. Sunt rupți total, nu numai Ponta, că toți dăm vina așa pe câte un personaj. Nu, tot sistemul, da, domnule. Tot sistemul. Ponta, dacă sistemul vrea, mâine îi dă două în spate lui Ponta, de ajunge în pușcărie mai rău decât Năstase. Punct. Ce să mai discutăm? Să fiți iubiți. De mâine începem lupta. La orele 20 suntem aici, aliniați patriotic la Nașul TV, împreună cu detașamentul echipei de operatori, regizori, specialiști în televiziune. Servim patria. Asta e meseria noastră. Însă, într-adevăr, românii, dacă vor să trăiască mai bine, trebuie să-și servească și ei patria. La semințe, televizor și pe net, acolo unde comentezi cu nicul de rigoare, vei muri, prietene. Cu dreptatea mână, fără avere, fără nimic, ți se va lua tot. Vei rămâne doar cu computerul. Cred că ăla ți-l mai lasă. Pe mâine seară.